Cediu. A, ty jesteś Daniel? Ja taję, czego chcę dziś. cred că așa ar trebui să fie fiecare intrare în Curiosity. Bună dimineața și bine te-ai regăsit, Radu. Bine te-am regăsit, George. Let's go, brrrr. Exact. Money printer. Exact. Suntem la Curiosity 220, suntem în priză, pe cofeină. Tu, eu sunt pe humus. <laughs> și niște brânză, brânzică, de, pe humus? de, brânzică de oaie. Te-ai dat pe humus? Yes. Aoleu, câte glume proaste îmi vin în minte acum. Bună și bine m-am regăsit. Suntem în formă astăzi, după două zile în care am stat uh, am stat și ne-am... Uh... N-am stat. N-am stat. N-am stat deloc. N-am stat. Uh, dar ultimele două zile au fost intense. Venim după un Curiosity Summit care a, sco a scos din noi și ultimii, ultimii electroni din neuroni. A fost... Uh... A scos proteina din uh, atom. <laughs> <laughs> da. A scos atomul din fizică. <laughs> A scos bozonii din uh, materie. A scos? Uh... Sunt atât de obosit încât uh, free body problem mi s-a părut mișto aseară. Good one. N-ai observat uh, aluziile democratice, uh, uh, tot comuniste, populare, văzut, chineze, tot, nu? Tot, tot am văzut. Climă tot. <laughs> Nimic măcar în doctrinarea de pe Netflix nu m mai deranjat. Când ești suficient de obosit. de e, e bine să te obosești tare. Să te uiți prin televizor la vecini. <laughs> exact. <laughs> am, am vrut să fac exact ce zice Daniela Gavan, care la summit zice, după ce faci o chestie importantă, interesantă, ia o să stai degeaba. Și aproape am reușit. Aproape. Dar să știi că e mai ușor sub anestezie. <laughs> Mi-a anesteziat și nu, neuronii. Fiecare care cu, cu vicile lui, nu? Da. Uh, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi la Curiosity uh, Summit 2.0. Din punctul nostru de vedere, un fel de 0.02, că noi încă nu-l considerăm versiune gata de producție. Suntem încă în beta, încă mai testăm. Păi stai un pic, adică vrei să spui că ai făcut teste pe oameni? Mm -hmm. da. Doamne, George. Ce deranjează asta? Doamne. Ai ceva împotrivă? <laughs> Am făcut-o și pe noi și pe ei. Vreau să le mulțumim tuturor celor care au fost în sală. Uh, N-am un inventar total, dar... Uh, eu cred că a fost bine. Din ce am văzut eu, s-a făcut un pic de coadă la cafea, dar nu multă. Asta e important. Uh -huh. Dar n-a fost coadă la apă, la robinetică. Trebuie să recunosc că a fost atât de lăudată cafea, acum dus și eu să încerc. Și confirm, a fost foarte bună. A fost excepțional. I-am nebuni pe băieții aia de la, de la, stage, de acolo, din spate. Doamne, ce bine miroase. Da, foarte bună. Trebuie să le mulțumim celor de la Taste Crafters. Taste Crafters. Foarte bun. Foarte bun. Când vedeți pe, pe de cafea, crezi că e pe spate uh... Curated by Răzvan Burlacu. El. El selectează cafeaua. Nu o să facem acum un rezumat foarte lung al Curiosity Summit. O să vă lăsăm să, să ne spuneți voi cei care ați fost în comentarii. Îi lăsăm ca de obicei pe cei care au fost alături de noi să spune ei. Pentru că am, -am, noi la fața locului n-am primit decât feedback pozitiv și atunci i-am rugat pe oameni la plecare să ne mai spună și ce a fost rău. Ce i-am încurcat, ce i aranjat. Măcar pe mail. N-a venit încă niciun mail sol. Poate vin să ne spună la comentarii, de rău. Vă, vă trimitem formularul ăla și dacă aveți două minute să-l completați, să ne dați un feedback, ne-ar fi de mare, mare ajutor. Vă spun o chestie, că oamenii nu prea știu să recunoască lucruri pe care le-ar, le -ar, cum să zic, le-ar face interesante, ci recunosc lucrurile care nu le plac. Și de-aia e bine să iei feedback da. negativ după o chestie genul ăsta, pentru că reacții pozitive am avut foarte bune. Cea mai tare chestie, care nu s-a nu putut face cu toată sala, a fost bucata aia de mite în grid de la sfârșit. Și uh, toți cei care au fost acolo mi-au dat un, un feedback excepțional, mai ales speakerii. uh -huh. zice, mamă, ce comunitate aveți, bă, ce întrebări, bă, ce discuție. Deci George Habar a zis, zice, nu știu că să seama, dar bucata e de după eveniment în care stați de vorbă cu oamenii, chestia ar trebui făcută mai des cu bilet de intrare. Și <laughs> pe a fost cu bilet de intrare. Ce data ar faceți mai des, e prea tare. Și Andrei Pitiș, iarăși, a stat până la sfârșit, cu Bogdan Râpă, cu Bodi. Iar uh, la un moment dat Andrei Pitiș era doar scena lui. A fost foarte bun. tu îți dai seama că oamenii ăștia vorbesc atât de mult uh, mai nou în fața unei camere, ca și noi de altfel, încât uităm să înțelegem ce înseamnă relațiunea, rela relaționarea directă, umană. Așa este. Și feedback-ul ăla care vine instant, nu vine după două zile după ce ai filmat și ai publicat da. și în comentarii. Vine direct da. de, la, de la un om. Da. Exact chestia pe care am explicat-o la, la multe lume. Încercați să trimiteți mesaje vocale pe WhatsApp, chiar dacă sunt annoying, pentru că așa da. se vede tonul pe care îl ai în momentul respectiv și nu poate fi interpretat. Corect. Că mesajul așa așa. este interpretat de, în funcție de starea ta de spirit. Dacă citești de. un mail care poate este simplu și onest, s-ar putea să-l iei ca pe un afront pentru că tu ești într-o stare proastă atunci. E o altă energie când ne vedem față în față uh, și dacă am face pe internet vizualizări în prima jumătate de oră câți oameni au fost acolo, ar fi un clip prost. Dar oamenii care sunt în orasul de sală vin cu atâta energie și cer atât de multă atenție și totul este atât de intens încât nu pot să subestimez cât de valoroase sunt aceste întâlniri face-to-face. -face. Nu e vorba doar de Curiosity Summit, dacă sunt evenimente profesionale la care puteți merge, chestii care să vă pasioneze sau pur și simplu chestii de divertisment, de distracție, ieșiți din casă, văd iarăși că după ce a venit pandemia, oamenii au ieșit iarăși într-o veselie și acum se retrag înapoi în găoacele lor. E foarte multă anxietate, este foarte multă tristețe peste tot. Găsiți-vă chestii care să vă inspire și uh, cea mai, chestia cu care eu să rămân după Curiosity Summit este uh, figura cuiva de pe rândul 4 care în timpul prezentării Nicoletei Trandaș a făcut așa. Un om toată fire. Până și eu am făcut așa, de pe marginea scenei. Și eu am deci, eu de pe scenă. Andrei, eram cu Andrei, uitam să-i spun ce să filmeze și pentru că eram prea concentrat să, mă, să văd acolo cum prindează prima aia 3D, țesut biologic uman. Mie mi se face perioada de griji, și acum că mi-aduc aminte, eu am pregătit ediția, eu am făcut curatoria pentru toți speakerii. Când am aflat ce face Nicoleta Toranda, și-am zis, bă, dacă nu iese și un sfert din ce promite, și zice, nu, nu, că chiar o să se întâmple, doar că țesutul nu o să putem folosi, că nu -o, o să fie aseptic, da. ca să putem filma. Și o să facem doar o chestie de probă cu un material foarte similar, ca să se vadă cum se face. Mm -hmm. Pentru că, în condiții, pentru a printa țesut, trebuie să fie totul steril, da. ca să nu se infecteze. Și mă uitam efectiv la transmisiune. Eu, eu, am, eu, am, și uitat ce trebuie să bag după. Da, da, -a -a. exact. Am, toată sala a rămas așa. Și la fel s-a întâmplat în mai multe situații. Și am întrebat pe parcursul zilei oamenii și mulți au zis, wow, de câte ori a zis o wow, a, a zis de, 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 măcar de două, trei ori. Și stai să te gândești, bă, dacă zici măcar o dată și vezi o chestie cu ochii tăi care îți poate schimba percepția, mie mi se pare foarte valoros. Nu, nu mai avem nevoie să-i facem promo, suntem după, acum ne descărcăm. Aș vrea să fac o singură mențiune legată de acel meet grid pentru că Mintea mea, mintea în grit, se întâmplă la fel cum se întâmplă și la mulți alții. Adică am venit, e un grup mare de oameni, s-am salutat, am strâns o mână și am plecat, știi? Nu, meeting în gritul de la final durează vreo o oră, o oră jumate, două. Exact. Și este pur și simplu o discuție unde speakerii da. și uh, noi suntem bombardați cu întrebări. Și se face un dialog. Și se face un dialog unele între Și unele între întrebările care vin din sală, de la oameni de acolo te pun pe gânduri. Trezesc idei, trezesc chestii noi. Da. Și sinergia dintre speaker, oamenii care au fost pe scenă, adică am avut, am avut pe scenă iarăși am strâns aproape mare parte din speaker, unii nu au mai putut să mai rămână până la sfârșit, pentru că abia am scos din programul lor, încă o dată uh, insist pe ideea asta. Nu evităm să aducem speaker internațional pentru că e ușor să vezi ce au avut de spus în alte prezentări. Te duci pe TED.com, uh -huh. găsești un clip de-al lor pe YouTube, nu vrei să-l mai vezi încă o dată. Eu vreau să aduc oameni care fac chestii în premieră, multe chestii care au fost pe scenă sau arătat prima dată, prima dată ever, cum a fost inclusiv demonstrația de la Geneziu. Abia a avut eveniment de lansare. George Haber a venit uh, cu Zenaius, care a, este arătat pentru prima oară în public. Deci sunt o grămadă de chestii care s-au văzut pentru prima dată și interacțiunea directă cu oamenii ăștia este ceva fantastic, mai ales că vorbesc limba română. Insist pe ideea asta că avem foarte mulți oameni deștepți, nu e o chestie de patriotism de 2 lei, nu avem partid, nu candidăm. Cred că e o idee bună să avem evenimente în care să aducem speakeri internaționali foarte tare. Ce face Brand Minds, pe exemplu, este excepțional. Este un eveniment top. Nu cred că avem ceva mai bun pe, pe domeniul ăsta. Noi vrem, încercăm altceva, încercăm să oferim un eveniment de hands-on, de demo în care să vină niște oameni care acum fac chestii, îi scos pe scenă, ei apucă să se calibreze față de public, să vadă ce reacția au oamenii, să le întrebările. Am avut, am avut sistemul ăla de întrebări și răspunsuri pe scenă. Eu, eu am rămas gură casă când am văzut că oamenii își dau un -vot, vote la întrebări ca să mm -hmm. le prioritizeze pe alea bune. La un moment dat, întrebarea nu se la 18-20 de voturi dintr-o sală. Da. Adică, zici că era Reddit acolo pe scenă. Exact, exact. Și cercetătorii ăștia de foarte multe ori sunt într-o etapă incipientă în care au nevoie de colaboratori, sunt oameni care vor să implice, am avut foarte mulți studenți, am avut programatori care au venit și au întrebat cum pot să fac practică, cum pot să participe la proiectul ăsta. Asta ne dorim. Vrem să, Eu asta visez, să iau cercetători din mai multe industrii de la noi, să-i punem împreună, pentru că nu ai nevoie de mulți oameni ca să schimbi lumea. Nu, dar ai nevoie de câțiva cel puțin și nu trebuie să fie unul singur. Pentru că, în când stai într-un laborator și gândești chestii împreună cu unul, doi uh, asistenți, uh, cel mai probabil, adică cel mai probabil, este imposibil să te gândești la toate scenariile. Și când te, ești pus în fața unei scene cu uh, 500 de oameni, este extrem de ușor ca cineva să vină cu o întrebare care să te pună pe gândul să zici că, păi, dar n-aș putea să modifica în direcția aia, că, exact. din punct de vedere tehnic, nu e așa greu. Exact. Exact. Asta este chestia cu care am vrut să-i las și pe cercetători. Vreau să le dau și, eu, și lor ocazia să afle ceva nou. Cel puțin uh, Marius Valentin Drăgoi. Uh -huh. Deci omul a avut, nu s-a văzut pe scenă, a avut, a avut niște emoții fantastice. Da. Am lucrat cu el și cu o seară înainte. Uh, și zici tu, faza cu sursa? Aici a sursa seara de, de la uh, motorașul, de la, cum zice, de la piciorul acela... Care să, pe care, pe care l-a controlat de fapt, nu pe care trebuia, în da. fața tuturor cu puterea minții. Sătea cu mâinile la spate și cu ajutorul gândului l-a făcut să miște în ce direcție voia el. Și Radu a depanat <coughs> un echipament științific. Deci ești oficial acum în echipa lui Marius Valentin Drăgoi. Cercetare am am a pus de 10 ori întrebare. Ești sigur că sunt doar 5 voi, da? <coughs> e foarte, e foarte în important. În momentul ăsta Radu face parte într-o echipă de cercetare științifică pe echipament bionic. <coughs> da... Apropo, sursele de PC, să știi că sunt foarte universale, din toate punctele de vedere. Da, Lasă-o las las sus. Da? Da. A fost greu, zic că a fost greu. A fost foarte greu, extrem de greu. Nu e chiar atât de greu să faci cercetare. Asta încercăm să vă arătăm. Inclusiv Marius, când a venit pe scenă, a insistat pe faptul că el a vrut să se scurce cu echipamente accesibile, disponibile pe piață, la prețuri mici. Cum ar fi acel microcomputer de dimensiunea unei palme cu care controla toată șmecheria? Exact. Noi suntem români, putem face din componente mici-bici. Exact. <laughs> Mai sunt multe de povestit, o să revenim pe parcursul uh, săptămânilor următoare cu um, câteva lucruri extrase din Curiosity Summit. Um, am luat un pic de feedback de la oameni din comunitate. Știm că foarte mulți dintre voi sunteți ocupați, sunteți în străinătate, aveți și vieți complicate și vă promit că, pentru membrii plătitori vom avea segmente din CurioSity Summit pe canalul de YouTube, exclusiv pentru membrii, nu vor deveni publice, rămânem la ideea că cea mai bună experiență rămâne offline, însă pentru cei care nu au putut să vină, deși am avut oameni veniți din Norvegia, din Elveția, din toată țara, inclusiv în Statele Unite, George Haber abia plecase din România acum câteva zile, s-a întors pentru Summit și vreau să-i mulțumesc încă o dată. La fel vreau să încă o dată să le mulțumesc tuturor celor care au fost și mai ales sponsorilor. Fără, fără sponsorii noștri nu se putea face. Sponsorii au făcut așa, br, br, da, i-au marcat banul, asta vreau să zic. Exact, dacă prima ediție a fost așa la mustață, pe banii noștri, de data asta am avut și sponsori, îi avem în continuare pe site, dați-mi voi să-i menționez foarte repede, pentru că fără ei evenimentul ăsta nu se putea face la acest nivel de calitate, așa cum l-ai văzut. Foarte, foarte, foarte repede. Dar ai zis că aduci mai puțin speaker anul ăsta. Așa am zis, da. <laughs> și, fă, a, lista și dată la fel. -a fost, mai mult pe scenă. Lista arată la fel. De, exact. Dar să, să vezi pentru toamnă, că am deja patru confirmări. Da? Da. Aștept că am zis pe scenă că vreau să aduc sateliți? Și m-a căutat deja zice, am fost în sală, mă ocup de un satelit. Ah, perfect. Și și zic ok, și uh, poți să îmi niște poze și mi-a trimis racheta în care era satelitul. Și zic, păi nu mai aduci și racheta?" "Pa, da, aducem și racheta." <laughs> deci în toamnă avem și racheta și sateliți. Hai să vă zic repede de sponsorii. Sponsorul nostru uh, principal, uh, numărul 1 de la această ediție a fost Honor, uh, pentru că cu telefonul Magic 6 Pro am și făcut live-urile. Uh -huh. A fost uh, uh, cum zic, mult mai puțin interesant am mai încercat live-uri cu telefonul și la alte evenimente. E prima dată când iese țuț, din primă, fără niciun fel de eroare. Așa că vreau să-l mulțumesc celor de la Honor pentru susținere și, încă o dată, ei nu ne-au spus ce să zicem în demo, l-am folosit noi cum am vrut, am avut o demonstrație de AI pe telefon, pe scenă. Tot la categoria sponsor principale avem pe cei de la Darkom Energy, care ne susțin din pasiune, pur și simplu, au venit și au stat în sală, au participat la toate discuțiile, foarte, foarte fine. Nu știu că ați auzit de GB.ro, este un magazin care vinde inclusiv tricourile astea cu mici. Gobr. Stai să-ți dau. Să ca să vezi că nu este ușor. Și poți să spui ce vrei tu, că avem o grămadă din, din astea. Și mai facem. Frogger. Ăsta l-am denumit Frogger. Frogger. Okay. E un joc, știi? Frogger. Foarte vechi. Pe pe poți, să, poți, poți, poți să fii ce vrei tu, că ne mai spunem Pepe. <laughs> pepe de Frog. Nu, pe, pepe este... Stai. Uh, nu, ăla Pedro. A, ok. Țifui, Optimus imobiliare, win1.fit -win am băgat la batoane și energie de la Lorena foarte tare. Uh, Multiverse X n-au apucat să vină inclusiv cu demo, au fost la prima ediție, s-ar putea să revină pentru toamnă cu ceva tare, însă împreună în Multiverse împreună cu XOX9, au acoperit partea de blockchain cu o premiere iarăși și cei de la XOX9 ne-au arătat în premiere ceva pe scenă. Coffee House ne țin site-urile, trebuie să le mulțumim, am, am, tot uitat să le zic numele, Melorena trebuie neapărat să zici de Coffee House. Coffee House, dacă vă a plăcut site-ul de la george.ro, e meritul lor, l-au lucrat, au introdus tot unde trebuie, partea de grafică am făcut-o împreună cu o altă echipă, dar ei sunt foarte buni pe implementarea de site-uri și mai ales pe refresh-ul de la GBRO uh -huh. și de la Winwin.fit. Avem Mediavan, Baumit, Romanian Business Club, Environ, o mulțime de sponsori care au fost alături de noi, care, cărora încă o dată trebuie să le mulțumesc foarte mult. Unul dintre sponsorii care nu au apucat să vină să expună, dar despre care aș vrea să, vă, să, aș vrea să le dau un proiect special, aș vrea să le pun, n-am apucat noi să-l dăm gata, dar aș vrea să vă pot arăta în premier o chestie pe care o fac împreună cu cineva la care încă nu vă gândiți dacă vă uitați da la lista de sponsori cu Mega Titan. Există niște băieți acolo foarte talentați, foarte pasionați și oamenii ăștia au niște echipamente unice în România. Ți-a zis eu că poți să tai fier atât? A, da, știu. laserul. A, ea cu debitarea de laser? Da. A, laser, frate. Fix laser. Și am făcut niște chestii împreună cu ei, am și filmat ceva, dar încă nu suntem pregătiți să arătăm. În curând o să avem să arătăm ceva foarte tare făcut împreună cu Mega Titan. Nu știu cum arată uh, echipamentele lor. Nu am văzut niciun flex acolo. <laughs> păi nu mai trebuie. Debitarea asta este la precizie de micrometru. Oamenii ăștia taie corect. metal, mai ales pentru străinătate, pentru producători din străinătate, la orice grosime, aproape orice grosime. Deci, facând și chestii absolut spectaculoase și sunt am fost absolut impresionat. Am fost la vizită să le levă fabrica și, după ce am fost pe acolo, mi-a venit primite ce aș putea să fac eu cu, cu, dacă aș putea să pun metal în orice formă. O grămadă de chestii interesante. Fina cu Artesana, City Flower, toată lumea am avut încă o dată, Le mulțumim acestor sponsori care ne-au permis să și invităm studenți de la informatică. Am avut olimpici, ca a fost și Olimpiada Națională de Informatică în același timp. Am avut o grămadă de oameni fine, inclusiv profesori din Politehnică. Încercăm să facem așa o punte între cercetare, educație, dar și antreprenori sau oameni pur și simplu care sunt pasionează de ceea ce facem. Suntem un eveniment de nișă nu ne dorim să devenim un eveniment de divertisment, dar un pic de show pe scenă cred că a fost. Destul promo. Îi dăm bătaie? Trebuie să le mai mulțumim să niște unor oameni uh, foarte frumoși, de care ne este foarte drag echipei. Uh. Și! Uh! Așa. Eu nu mă <laughs> Care s-au ocupat de toată lumea în primul rând. Da, așa. Și uh, mai ales uh, fetelor care au stat și au vorbit cu absolut toată lumea. Ei, ei au primit uh, Ioana și cu Alina. Ne, care înceam, au stat la că era și... Ioana la ușă și zicea: Hei, bună dimineața! Exact, au fost. Cred că n-ați văzut uh, niște înghilimele hostese, pentru că ele sunt mult mai mult de atât, mai bune decât avem noi. Pentru că au știut exact ce să zică, cui să zică, cum să-i direcționeze pe oameni și, bineînțeles, s-au ocupat și de bunăstarea noastră. Ne-au mai dat un snack, câte o apă, câte. Deci le mulțumim foarte mult pe lângă lucrurile uh, de un milion mai complicat de un milion de ori mai complicate pe care le fac în viața de zi cu zi. Bineînțeles lui Vladuț, care a fost acolo în rachetă, l-am văzut alergând în toate părțile. Uh, Andrei și Bala... A părut absolut neobosit toată ziua și el și Bala. Exact, Andrei Bala. Lui Bobby, care ne-a ajutat să filmăm. Iar Andrei Brătuc a fost peste tot. Deci a fost și pe scenă, dar a, a făcut și live-urile. Uh -huh. Adică eu am, eu am dat live-ul de afară cu mașina cu el da. și apoi da. a fugit la imprimantă la, 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 la institutul de cercetare. Da. Uh, și evident lui Radu, care uh, noi, noi, am avut mare emoții cu demonstrația de pe scenă, pentru că am făcut uh, live cu trei surse. Am avut două laptopuri, uh, acest uh, MacBook Pro cu M3 Max, care acum este review la, în noi. Apropo, le mulțumim celor de la Istal când ne l-am promutat, costă cât o mașină la mâna a doua. <sus> și celălalt laptop care costă cât o mașină la mâna a doua, amândouă costând cât o mașină nouă. Exact. De la Asus, un Strix Scar cu 4090, cu Corei 9, cu N-a spațială ce mai. Știi că are ecran de 240 de Hz la nu? era eram un pic atent de altă parte în momentul ăla. Okay. Însă noi am scos mustul din aceste două laptopuri extrem de performante și într-un astfel de eveniment ne-am dat seama de ce sunt important de ce e important să te mai și la hardware de ultimă generație. O să le facem review-uri detaliate. Eu o să mă ocup de asta tu te ocup de celălalt. Uh -huh. Le arătăm împreună și facem o treabă bună. O să le vedeți în curând și aici pe canalul de YouTube. E, era momentul să le dăm mulțumiri tuturor. Uh, și uh, dacă v-a plăcut ediția asta, pregătiți-vă pentru că următoarea... că am uitat pe cineva. Tot timpul vom uita pe cineva. E inevitabil. Lorena? Da, nici pe scenă n-am zis de Lorena. Băi, da. Uh, știți că, uh, deși eu, eu, țin scena, eu, nu, eu aproape că nu plec de pe scenă, pentru că n-am cum, da. n-am timp. Și atunci, dacă v-a plăcut evenimentul ăsta, și din nou, nu ne obligă nimeni să facem chestia asta. Tot ce, inclusiv sponsori care lucrăm, nu ne cer ce să zicem și asta este o condiție de colaborare cu ei. Da? Deci nu, nu facem nimic de, din ceea ce nu ne place și nu ne dorim. Dar simplul fapt că reușim să le facem e, în primul rând, meritul Lorenei. Pentru că a pus toate lucrurile cap la cap și gândiți-vă la o chestie. Noi nu suntem o companie de organizare de evenimente. Dar am putea la fel de bine să fim una foarte bună. Nu ne dorim să facem uh, evenimente pe bandă, însă am avut cea mai frumos, unul dintre cele mai frumoase complimente pe care le-am primit a, a, fost pentru Lorena, nu era ea de fata nici mea și mi-a spus, zice, eu merg la multe evenimente de companii, ăsta e peste. Și am zis, dar noi nu suntem companie de evenimente. Știi, ca și cum, dacă am vrea să le facem pentru cineva, și nu, n avem de gând să ne să facem evenimente pentru altcineva, le să facem pentru comunitate. Și cred că este unul dintre exemplele alea bune în care un om ca Lorena, care vine cu experiență multă, s-a hibridizat, a, a venit la internet și la digitalizare, este știe acum să, să oferă un produs mai bun pentru oamenii de azi. Și eu cred că și partea asta de evenimente poate fi îmbunătățită. Cred că conceptul ăsta al nostru cu partea de demonstrație, cu partea de lounge, de experiențe, de un pic de networking și toate lucrurile astea, schimbă puțin felul în care se face lucrurile. Nu mergem ca la teatru, ne punem în scaun, ne uităm și plecăm acasă, aplaudăm și plecăm acasă. Putem mai mult de atât. Exact. Hai să vorbim și despre știri, despre tehnologie, că avem o grămadă de chestii interesante săptămâna exact. asta și încercăm să evităm puțin. A fost un pic destul de greu că să, săptămâna asta au fost foarte multe scandaluri în toate părțile lumii. Încercăm să le evităm și să Care despre Care dintre ele vrei să le evităm? Ca să, ca să le evităm acum. Hai să le evităm. De toate, toate, toate. Bine, mai puțin unul la Cutie ăla cu putem să-l menționăm. Că a fost banat în America? N-a fost banat, a fost semnat pentru banarea S-a semnat lui. banarea lui în maxim un an din momentul ăsta, nu da. se mai poate opri. Și... Decât dacă nu o întoarce Trump. Ce vrei să spui, George, că Trump o să câștige? Nu, eu n-am zis chestia asta. <laughs> ok. Îi las pe americani Următorul tăi tăi tăi. președinte trebuie să spui. Nu vreau să influențez eu alegerile de acolo. Următorul președinte trebuia să spui. Ah, ne place ah, sau nu, lucrurile se schimbă. Deci, dacă e Asta unei chestii cu adevărat importante. O dacă, chestii... dacă deschideți TikTok-ul de altfel, o să vedeți că scandalul de săptămâna asta este altul, dar este pe TikTok. Este ăla cu rachetele care au ajuns în Ucraina, care sunt cu adevărat importante? Nu. Că au ajuns o parte în ajutorul militar? Nu, pentru că scandalurile nu sunt despre ceva cu adevărat important, niciodată. Dar hai să le spunem noi ce este cu adevărat important. În momentul ăsta, mm. Ucraina are rachete care au la 300 de kilometri și Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a misiunii de externe, practic dulăul mm -hmm. diplomației rusești, a ieșit la o televiziune de acolo și a zis că este inacceptabil ca ucrainenii să poată să lovească toate țintele din Ucraina. Adică inclusiv din teritoriile ocupate de ei de ruși. Asta nu este doamna aia care a zis că noi folosim ca pretext faza cu tezauru ca să ne finanțăm greșeile, să le, să le. Maria Zaharova spune foarte multe tâmpenii. Da? Okay. Foarte multe tâmpenii. Maria Zaharova zice prostii. Acum o să, o să apar și un sfârșit pe desfășurătorul ei zilnic acolo. Maria Zaharova minte, Maria Zaharova jignește. Nu știu de ce diplomația Atâta. modernă presupune ca purtătorii de cuvânt să jignească alte popoare și nu o fac doar ei. Da. O, mai fac, o mai fac și uh, reprezentanții diplomației chineze. Care le bagă bățul prin garda uh, multor țări vecine, apropo nu doar americani. Apropo de China, am o chestie aici care s-ar putea să pună pe gânduri și nu este teoria conspirației, ci este cumva o realitate. De țară, de imediat. Alegerile din Malezia? Nu, 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 la început. E, e chestie mult mai simplă. Maldive? Nu. Apropo, știți că Maldive mai nou guvernul este pro-chinez? Uh, da. Dar de ce oare? <laughs> Pentru Când... că banii chinezi sunt mulți. Păi da, dar uh, în Maldive ei sunt musulmani și uigurii. Da, da, cineva... Nu sunt tolerați. Cineva în... a făcut un deal acolo. A, ok. A, deci nu e despre oameni. Cine a ajutat să reconstruiască infrastructura în Maldive. Mm -hmm. Sau îi va ajuta. Dacă să mai ridicăm nivelul oceanelor pe care le ridică încălzirea globală, inclusiv cu capacitatea industrială a Chinei care ridică cel mai mult CO2 în atmosferă de pe toată planeta. Ei nu știi că vor să ne construiască și nouă drumurile, să ne oferă După ce o inundă. viziune către viitor. Tot din categoria de controverse... Mă mănânc că ce vezi, mă pe perete ca o... Am aici un perete mai bun dacă vrei. gata. Tot din categoria controverse de care probabil nu ați auzit, Organizația Mondială de a Sănătății a dat publicității un studiu care arată că 10 zeci și sute de milioane de oameni au fost salvați de vaccinuri în ultimii zeci de ani. Nu o să Ca auzi chestia asta pe TikTok. Ca să vezi. Nu o să-ți vină să crezi. Ca să vezi. E o chestie care, nu știu dacă intre la mema săptămânii sau nu, e că în, în unul dintre cei mai activi vulcani din Antarctica, Antarctica aruncă aproximativ 6.000 de dolari pe zi în praf de aur. Deci de, din, de unde vine magmaia, roca, s-a cuantificat că aproximativ 6.000 de dolari sunt aruncați în aer. Mi se pare corect. Și din ce am învățat eu despre... Mineralele astea rare, cea mai mare problemă este că nu că nu o avem. Este mai ieftin să te duci pe asteroizi, să iei metale rare, decât să le scoți din scoarța Pământului, exact. că e greu să sapi. Exact, exact. Deci, vulcanul practic da. să face, ți le scoate gratis. Și ce că sunt mai mulți? Acolo, obiectivă. Bună, bună dimineața, Vlad. Bună Hai, dimineața. noroc, Vlad, la mulți ani. Salutări, -a? Finacua. Foarte bună apa de la summit. Da. Și că există niște băieți undeva pe un frum care au zis că vor să facă o expoziție în Antarctica, chiar dacă sunt undeva la minus 60 de grade în momentul de față. Uh. Ei speră că se va încălzi vara, ceea ce s-ar putea să aibă dreptate și să înceapă să, să, să vadă dacă pot culege aur. Bine, e doar o idee, e doar o teorie, dar cineva cred că e suficient de Cred ca la Bitcoin. Aici, să, să, ca să obții 6.000 de dolari în aur în fiecare zi de acolo, va să cheltuiești și de mii, probabil. Da, exact. Asta e problema, pentru că e, efectiv praf de aur. Dar toți avem... Și tu ai aur în tine, Radu. Da. Sigur, am lin și eu un probabil, toți, avem, toți metale rare noi. Știi bancul cu Camila? Nu. Spunem bancul cu Camila. Hai să ne gândim nevoie să cenzurăm. Un tip se duce să ia o Camila în test drive. Ia Camila, se uită la ea, se uită în față, se uită în spate, se uită... Era bună. Arta ok. Ia Camila, se urcă pe Camila și îi dă drumul. Iese din curtea șorumului și pleacă cu ea în deșert. Se stângă, se uită în dreapta, dă -i. Și Camila a plecat. Mult. Bum, bum, bum. După o perioadă și-a dat seama că nu, a, nu și-a navigație la Camila. Și era în mijlocul deșertului. Dar Camila a mai mers. La un moment dat, Camila își dă seama că e sete. Și oprește. Asta se dă jos. Să uită în stânga, să uită în dreapta. Era în mijlocul deșertului, nu avea GPS, nu avea semnal la telefon. Ce faci? Să întorci pe unde ai venit? Poți să încerci, dar bătut se vântul, nu mai erau semne prin deșert. Ce faci? Doar că putea să mai întoarcă. Doar că mai știa drumul înapoi. Ce faci? Să uită în stânga, să uită în dreapta. Bă, ce fac? Era în mijlocul deșertului, putea să moară acolo. Singura soluție s-a dus să o rage pe Camila. mă duce înapoi și Camila se uită la el și zice dai pupic? Pentru <laughs> <laughs> și mai multe bancuri ah. spuse prost, urmăriți altceva decât chiriosti. Mă doare cu asta, deja am râs prea mult. <sighs> ah. Apropo de influența chinei, că vorbeam mai devreme. Ah! <laughs> Ai zis un banc și cu China. Nu mai zic niciun banc. De acum mi-a rămas asta cu dai pupic. Așa. Deci, uite te un pic la băieții ăștia. Toți sunt din Africa. Da. Chinezul aleargă mai încet decât ei, dar pe de altă parte este primul. După ce ăla îi face semn cu, cu echipierul lui să stea mai încet și chinezul îi semn să meargă mai repede. De ce s-a întâmplat treaba asta? M asta mi se pare cea mai tare memă în legătură cu ce se întâmplă în Africa în momentul ăsta. Exact. Exact. Deci, africanii uh, s-au lăsat în urmă ca să-i mulțumească chinezului. Să-i mulțumească chinezului. Uh -huh. Wasn't competing, a pacemaker. Uh -huh. Sigur, sigur. Nu scrie care e pacemaker, pe ei. sunt confruntări. <coughs> uh, colaborarea între popoare. Doamne, ne-a ajutat toată lumea, nu? Câte miliarde de dolari a intrat în Africa, din China? Cât? Uh, 5 miliarde în 2021, 1,8 miliarde în 2022. Se stimează că în 2023, 2023 sunt undeva aproape uh, 4 miliarde, iarăși, de dolari. Dar nu e -așa, așa de mult pentru o țară atât de mare. E foarte puțin. Banii care au intrat oficial? Oficial. Ok, nu ca, inv ca investiții directe. În regulă. Okay. Din 1990, China investește în Africa enorm, enorm de mult. Și este foarte bine. Și este foarte bine, da. Noi să zicem noi mersi că în, în România investește Uniunea Europeană. 70... Că dacă investea altcineva decât Uniunea Europeană, dacă intrau banii rușilor aici, uh -huh. acum am fi avut și noi pe stradă curse între uh, AMG-uri și Ferrari și da, împușcături între mafioți uh, în centru. Mai puțin dar avem curse deci nu Se întâmplă aici pe străduța asta anumită Caramfil. Peste străuța să aminte că care este dreaptă, și deși okay. are niște obstacole, care cred că obstacole, adică um, canalele reparații sau chestii de. de genul ăsta, care mi se pare că sunt lăsate intenționat în momentul de față de către constructor ca să diminueze viteza? Viteza. Uh, da se, se, Viteza se mai face pe un singur sens, spre dus spre pod, înapoi de la pod, spre centru, nu se mai face pentru de. că știu că sunt uh, obstacole. Am observat o chestie și vreau să îmi spuneți dacă ați observat o și voi în orașele voastre. Mm. De fiecare dată înainte de alegeri, dispar radarele de pe străzi. Așa. Mi se pare mie. Unde sunt mașinile de poliție de radar? Unde sunt controlele alea la droguri, la băutură? Unde? Unde sunt? Adică... Vezi să mai arăt un clip ca să vezi? Hai, arată-mi. Asta se întâmplă în România și sunt sigur că așa arată o mare parte din primăriile sau unde se fac pachetele. Uh -huh. Mema aia cu... Mi-a dat, mi dat pachet care a început acum vreo lună de zile, o să fie probabil reprezentativă pentru anul ăsta. Bine, dar tot, tot ulei, zahăr și făină? Totul ulei și zahăr și făină. Oamenii de acolo nu recunosc. Clipul ăsta are vreo 5 minute în care omul vorbește și întreabă și vorbește frumos, deși este foarte nervos, se simte că e foarte nervos. Ungulițe. Ouă, făină, cozonaci, zahăr. Băi, dar oamenii care le primesc pachetele astea, nu se gândesc că au fost furate de la ei de 100 de ori mai mult decât primesc? Nu. spuneți-le părinților voștri că atunci când primesc pungă de la primar, sunt în complicitate cu infractorul ăla. Ca la București. Că și eu sunt infractor. Da, ești infractor. Mă uit la ce face, spre exemplu, în momentul ăsta... Oh, Ține-mă, Doamne. L-au dat afară și au închis ușa. Deși mai aveau multe pachetele de făcut. Barnova. Barnova. În la consiliul local. Deci mă uit la mine la Corbeanca, că au început să apară afișele. Tu zici să mă că se la ușilor să poate întâmpla același lucru? A, se întâmplă peste tot. Și chestia asta ar, ar trebui să fie ilegală. Dar este ilegală. Păi S nu, nu, că o să zic că, că, sunt, că, sunt, că e cadou, nu este mită. Păi p cadou din ce bani? Păi dacă el a vrut din banii lui, din salariul lui de Na, primar a pus deoparte patru ani de zile ca să dea da, cadouri oamenilor fix acum în nu, anul. Nu este asta. mită. Știm cu toții ce este, știm pe față, știu și chiar și cei care le primesc că este mită. Deci la, la mine la Corbeanca au portat afișele electorale da. cu candidați și unul dintre candidații care a candidat pentru. știi că PSD-PNL sunt în alianță, în unele locuri, nu la București, că s-a spart alianța. Mă da. Cel care a candidat pentru unul din partidele la alegerile anterioare acum candidează la partidul celălalt ca să aibă doi oameni din același partid acum. Deci, omul care a fost la PSD, acum candidează pentru PNL. Ca să mai fie un om de la PSD. Mai mult, chestii pe care nu le vezi apropo aici, în centru, nord, în zona nordului, dar le vezi acolo, mai la periferie, periferia sectorului 1, bannerele alea cu piedone și cu negoiță, mi se pare. Oh, da. Deci, piedone și negoiță, deci, oameni ce condamnați, cei mai votează. Experiență. Da, experiența. Experiența în ce? În furt. Mie mi-a plăcut acum și din nou. Nu am nicio colaborare. Nu avem niciun parteneriat cu USR-ul. Bă, dar afișele lor. Alea cu, cu Nicușor care are un plan să are un clan. Mi s-a părut. Da. Te-ai văzut cum arată clanul lui Piedone? Mm. Te-ai văzut care are toată familia în, în primării și în instituții. Mm. Sunt zeci de oameni din familia lui extinsă care lucrează în subordinea sau în instituții conexe. A venit cineva, mi se pare, la noi, la ușa seara, ceva cu un studiu. Studiu pentru ce? N-ai să știi până nu răspunzi. Păi n-am răspuns. Ah, ok. Este o, va fi o perioadă foarte nasoală. anul asta sunt foarte multe alegeri, miza este foarte mare, banii primărilor sunt enorm de mulți, iar, spre exemplu, dacă e nevoie să vorbim doar de sectorul 1... Ca să vă faceți idee este cel bani. mai bogat oraș din România, doar sectorul 1. Ca să vă faceți idee că de uh, mulți sunt banii primăriilor și uh, în zona asta de alegeri, gândiți-vă că i-au închiriat uh, bannerele de outdoor încă de anul trecut. Ca să fie sigur că le-au. Ca le să fie sigur că le-au. le, -au, le -au închiriat și le-au lăsat goale luni de zile, în condițiile în care nouă ne-a fost extrem de greu să punem o reclamă outdoor. Pentru, Noi am vrut să punem o reclamă pentru că este și n-am găsit pentru că au luat-o partidele, ceea ce, până la urmă, pe banii lor, evident, banii lor, nu, nori, Tocmai e că ne-am plătit efectiv un spațiu gol de publicitate timp de vreo 5-6 luni de zile, da. în multe locații. și Gândiți-vă că, că unul din ăla poate lejer și la 10.000 de euro pe da. lună, doar ca să fie gol și să fie sigur că l-au ei acum. Tu știi câți bani are pe mână primăria generală în fiecare an? Vorbim 6 de... miliarde. Așa, vorbim de miliarde sau de milioane. De 6 miliarde de lei este doar bugetul. Bugetul de venituri și cheltuieli. 1 miliarde de euro, adică. Peste. Peste un miliard de euro. Peste un miliard de euro și nevoile sunt duble, evident, că l-am auzit pe Nicușor, Dan, vorbind la MCN. La Dorințele Polică. sunt duble. Uh, nu, nevoile, bugetele prognozate, bine, nici instituțiile nu le fac întotdeauna acestit, dar, anyway, și gândiți-vă câți bani se, se produc în, în capitala țării, pentru că, din păcate, noi avem o economie dezechilibrată, grosul producției este aici. Nu producției, veniturilor sunt aici, da. că producția se face în alte părți. Deci, Bătălia pentru primărie este extrem de importantă pentru că ea va decide și cine câștigă alegerile parlamentare. Primarii au o enorm de multă forță și uh, despre felul în care votăm anul ăsta, nu cu cine, ci cum ar trebui să votăm, am vorbit cu Cristian Ețiu și cu proful Borțun în, într-unul dintre episoadele de podcast care pentru mulți oameni de la comentarii a fost ca finala Champions League. <laughs> uh -huh. uh, Cred, sper să vă fie de folos ca utilitar, ca un fel de, nu știu, cheie franceză ca să decodați mesajele electorale. Sunt o mulțime de discuții importante pe care nu le avem în campanie electorală, când noi ar trebui să ne transmitem celor care vor veni la putere ceea ce avem nevoie urgent. Dacă murim de poluare, cine vorbește despre asta? Nu vorbește nimeni. Nu am văzut niciun candidat, inclus, nici măcar cu Șordan sau Clotilde Darman sau cine știe ce candidat din nu știu ce cartier, nu a venit să spună care este planul lui să lupte împotriva prafului. Și să-și asume că o să reducă la jumătate emisiile din șantiere. Da, am auzit ceva de genul că nu o să mai poți repara mașinile mai vechi de 15 ani în România de o propunere de lege începând din 2040. Da. Mai Pe sunt Pentru că un om care 15 merge cu o mașină partenși. care scoate fum negru în spate, fumul nu este problema lui. E dreptul lui să meargă cu mașina, e problema ta fumului. E, e, ideea este următoarea. În în 15 ani se va schimba tot parcul cu mașini mult mai noi. E, e o lege amânată prea mult. E o lege inutilă. E ca aia și cu care adică dat ca... Să nu mai repar mașini mai veche. Băi, de în 2040 alții și-au propus să treacă 100% pe să nu mai existe în parcul auto mașini care nu sunt electrice. Da. Și noi nu le mai reparăm pe alea de 15 ani? Mai vechi de 15 ani? Da. E ok. A mea, a mea o să intru la muzeu până atunci. Da. Apropo, am văzut un pe GDLCC sunt decente. Mm -hmm. Le facem cu descript. Da. Cu un de inteligență artificială. Dar... Mănâncă asta ore multe. Da, hai dau acolo să rășnească pe cloud. Nu zic, de am mănâncă, mănâncă ore. Mănâncă ore ah, multe. Da, 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 Păi nu că i-am dat doar două până acum și zice că mi-a terminat pachetul de 10 ore. Și -am... da. Cum, boss? Până sunt două podcasturi. Păi da, și îmi promis 4 ore și eu am 10 ore. Pot, uh, social media? E multă social media? Nu, nu, nu că am făcut încă un cont pentru asta. A, da? Da. Ok. Well. Anyway, uh, hai să nu ne mai lungim. <coughs> Apropo de asta, cum, cum îți faci propriul ai gratis? Și eu și Radu avem pe laptopuri AI-uri gratis, iar Radu v-a arătat uh, într-un clip săptămâna asta cum faceți și voi, că dacă tot s-a pregătit pentru summit, azi de ce nu? Și mai avem un clip foarte mișto. Vă las link mai jos în descriere pentru data. Este Dacia Duster 2024 cu Flavius. Am, am reușit să ajungem și noi pentru prima dată după multă vreme la lansarea internațională cu echipa de la Cavaleria. Mulțumim celor de la Dacia că, pentru invitație. Apreciem lucrul ăsta că acum suntem tratați și noi ca un canal mare de inclusiv de mașini. Și-a testat-o Flavius chiar și în off-road. Și culmea este, băi, să descurcă. Îmi place mașinuța asta, îmi place designul, în primul rând, la Duster, nu vine să cred când eu zic chestia asta. Da, nu, nu, designul, apropo, deci din câte este... știu eu, este făcut aici. E foarte mișto. La Renault Arată tehnologii. foarte mișto. Uuu, a pus-o exact. a, a pus pe trei roți. Asta este o mașină pe care mi-aș cumpăra-o. Ce tare. I'm not kidding. Foarte tare. Știi că de Duster de este considerat cel mai, cel mai bun SUV al Europei. Da, și a fost uh, și este unul dintre cele mai vândute în Europa, da, pentru că este și mai accesibil decât celelalte și oferă strictul necesar în limita uh, bunului simț pentru da. 2024. Ceea ce, ce este super ok. Ce a făcut uh, Jeep Wrangler în America acum niște ani. Da. Bravo Dacia. Și bravo lui Flavius pentru, pentru testul lui. Uh, a fost acolo împreună cu colegul nostru Laurențiu uh, Gregor, pe care îl salutăm, salut Laur, și le mulțumim amândurora pentru pentru materialul ăsta fin uh, făcut pentru comunitatea de pe cavaleria. Vă încurajez să l vedeți pentru că chiar este lucrat ca lumea și pentru cei care nu știu Flavius a concurat în campionatul național de raliuri. Deci ar cam trei să știi cu volanul și cu off road și cu din astea. Care vreo 30 de ani de experiență în domeniul auto? Și este unul dintre foarte puțini români care sunt în Asociația Internațională a Inginerilor de Automobile. Uh -huh. Fost director tehnic la Registrul Român. În care e o acolo. Știe foarte multe. Așa că ascultați -l. Bun, despre TikTok am zis mai devreme. Ideea este următoarea. Există pe New York Times un articol foarte bun care îți explică exact ce se va întâmpla în următorul an. Ideea este că, pe scurt, beijingul. adică China, este foarte ostilă în privința vânzării lui TikTok. Regula e simplă. Într-un an de zile, ori îl cumpără o companie americană, ori îl scoate din Statele Unite. Dar de ce beijing ar trebui să-și dea da la chestia asta, că e o, e o companie privată? Exact, exact asta este. Și, dance. Exact asta este și chestia, dar știm cu toții că toate companiile mari care au depășit mai ales granițele uh, Chinei sunt subvenționate sau uh, influențate în un fel de, de către guvernul chinez. Paranteze, ne-a zis Răzvan Nicolescu pe scenă la Curiosity Summit hmm. că toți producătorii chinezi de fotovoltaice și baterii primesc înapoi de la guvernul chinez până la 10% din tot ceea ce exportă ca valoare. De aia exportă foarte mult și stau în depozite undeva prin Europa ca să-și primească subvențiile respective. Exact Asta una din chestii, mai ales că partea de producție e destul de, de ieftină. Da. Deci, practic, practic, până la finalul anului, nu avem un an de zile, sunt 270 de zile, și problema este că nu prea se găsește cineva să-l cumpere, deși cred că doritorii ar fi mulți. Sunt mulți, a încercat și mai mulți oameni care lista acolo și s-ar putea ca prețul să fie atât de mare pus. De, tocmai în ideea să, în care să nu-l cumpere nimeni, chiar dacă renunță la o piața de 270 de milioane de oameni. Da, dar eu cred că este o, o, o aplicație valoroasă datorită bazei de clienți. Eu cred că este o aplicație care valorează nu mai suntem la faza cu miliard 20, eu cred că asta ar trebui să valoreze peste 200 Se de iasă, miliarde. Exact asta spune, 225 de miliarde uh, conform unei, uh, unei agenții care a făcut un studiu. Acum, realist vorbind, băi, sunt atât de mulți oameni care pot să scotă din buzunar acum banii ăștia și să-i pună pe masă, sunt, atât că vor sunt corporații, nu sunt oameni. Vor aștepta, probabil, finalul de an, pentru că acum deja devine o chestie de business și în momentul în care necesitatea de a-l vinde devine mai mare decât necesitatea de a-l scoate din țară, o să mai scadă prețul. Sau o să reușească să facă niște deal puțin diferite, un semi-barter, o chestie de genul ăsta. Eu, eu cred că în momentul ăsta, Microsoft, dacă vine și spune, dau 300, în loc de 225 de miliarde, 75 de miliarde peste, dacă vin și pun peste, a doua zi valoarea acțiunilor lor, lor va acoperi cumpărarea. Creșterea da. valoarii, valorii de piață. Oricine cumpără în momentul ăsta TikTok în America Dar nu doar o chestie de business își aici. dublează valoarea de piață. Aici e chestie de politică. Și trebuie să exact. navighezi puțin mai atent și exact. nu te arunci din prima. Uh, ce eventual îți tatonezi terenul, vezi care sunt uh, discuțiile. Eu cred că e, no -brainer. e, e un no-brainer. Oricine mai negocează acum, negocează uh. condițiile de cumpărare, nu prețul. Prețul nu mai contează. Banii ăia, oricât se va da pe TikTok, vor fi făcuți înapoi din uh, creșterea valorii. Este de inevitabil, eu. este prea mare. TikTok este uriaș în Statele Unite, nu, nu doar în Statele Unite, este atât de mare și în Europa încât, spre exemplu, Comisia Europeană a început să devină un pic mai activă, să-i monitorizeze. Săptămâna asta au anunțat că au de gând să interzică programul acela prin care îi bonifică pe utilizatorii care stau mult timp pe platformă și fac acele quest -uri. Da, acel TikTok Lite. Mare, 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 mare prostie chestia cu TikTok Lite. mai e o chestie în state. Microsoft, Google, Facebook, Adobe și cred că mai sunt încă câteva, Oracle, mi se pare că vor avea vor ave interdicție de a-l cumpăra pentru că există legea antitrust. Devin prea puternici. Devin prea mari, da. Odată cu achiziția lui TikTok. Și tocmai de aceea nu o să poată face pasul ăsta. Corect. Am explicat dar, despre dar, chestia asta cu legea antitrust în podcastul cu Sebastian Văduva. Dacă nu l-ați văzut deja, explică cum a ajuns America atât de mare datorită acestei legi. Dar există o posibilitate, ceea ce nu știu dacă crezi că ar fi realist să se asocieze cel puțin două dintre aceste companii ca să-l cumpere. Mi se pare corect și uh, corect. Mi se pare logic. Pentru a, pentru a face pasul. Adică da. există... Că după posi... înțelegem noi. Exact. Există probabilitatea ca două dintre da. companii să devină prietene doar ca să poată cumpăra da. în mod legal compania. Exact. Pentru că la nivel înalt sunt convins că toți sunt prieteni. Exact. Cred că și Elon ar, ar cumpăra TikTok dacă ar putea să-l amestece cu Twitter și să să Super Apple. Cred că ar face ăsta uh, jumătate cu Zuckerberg. Cred că ar face cu oricine. Da. Cred că dintre toți mogulii americani, el are cea mai mare șansă să aibă aprobare de la Beijing să cumpere TikTok. Dar, pe de altă parte, întrebarea este de ce îi forțăm pe chinezi să le vândă chestia asta? Păi hai să ne uităm un pic la lista de aplicații care, uh, occidentale care nu merg în China. Adică toate. Da. Da, nu există nicio chestie pe care tu o folosești în viața de zi cu zi care să meargă unul la unul în China. Și am văzut un documentar recent, cred că de pe Washington Post, cu cât de mare a devenit WeChat și câte chestii include. Tu știi că mai nou există oameni care nu mai ies deloc din WeChat. Tot ceea ce fac se întâmplă în WeChat, inclusiv partea de social media. Partea de streaming video, de streaming TV se face prin WeChat. De dar, dar inclusiv partea de deci mâncare, comenzi de... Comenzi, plăți, black review și grey market sunt pe WeChat. Totul e pe WeChat. Sunt, sunt la, la nivel de forumuri pe WeChat, poți să cumperi chestii ilegale dintr-o aplicație care este controlată de statul chinez. Exact, pentru vor that. să știe. Beat that. Exact, exact. Și acum, nivelul de agregare de informații este la un nivel fantastic. Însă, am, din câte am înțeles, există și un mic pushback în China împotriva acestui nivel de control. Uh, cum îi spuneam la aia cu care să îmbracă în pijamale care vin la muncă? E un, e un trend da, e un, în China. E un trend în China, într-adevăr. Tinerii chinezi care s-au săturat un pic de monitorizare au o chestie în care vin nu știu cum, lazy sau gros, așa. Gros uh, gross outfit for work. Gros gros pijama asta. Este o formă de rebeliune a, a generației mm -hmm. z, care sunt cei mai tineri, adică cei până în 27 de ani mm -hmm. uh, la momentul actual Exact au început să vină în pijamale la muncă ca o formă de rebeliune împotriva establishmentului. E clar că sistemul acela nici acolo nu merge perfect, pentru că întotdeauna oamenii tineri vor avea ceva de comentat. Și normal, pentru că ei uh, sunt uh, la fel ca și în orice, orice altă țară, sunt mult mai deschiși și uh, comunică mai mult și observă mai mult ce se întâmplă și în alte țări. Și automat uh, își dau seama că la ei în țară ceva este în regulă și că ar trebui să facem o schimbare în direcție. Da, și ar mai fi ceva. Am atins chestia asta în panelul de final, am avut o surpriză pentru cei de la Summit, am avut un panel cu Daniela Gavancar și proful Borțun, care a venit pentru discuție și a vorbit fix despre lipsa de motivație a generației Z. Și au încercat să explice de ce. Sunt tot mai multe studii care arată și cercetări care arată că noua generație, din cauza supraexpunerii la tehnologia controlului, a establishmentului, sunt demotivați. Mai există o chestie pe care orice. nu o luăm în calcul. Și aici noi avem o mentalitate un pic diferită față de Gen Z, pentru că noi suntem din categoria millennials. Da. Suntem născuți după 1981, da. ceea ce ne face millennials. Problema pe care o avem, vedem noi că lipsa de motivație la mulți dintre cei mai, mai tineri decât noi se transpune și prin faptul că în ultimii 35 de ani o mare parte din lucrurile pe care noi le permiteam foarte ușor, ei nu și le mai permit acum. Total de acord. Și inflația, care a ajuns la un nivel ridicat și care va ajunge probabil la un nivel și mai ridicat peste 15, relativ 35 de ani, o să afecteze următoarea generație. Da, din punct de vedere, dacă uiți overall, nu se mai moare de foame, nu se mai moare din boli simple și din lucruri de genul ăsta, dar lucrurile tangibile da. lucrurile tangibile pe care, de care ai nevoie și pe care le și dorești sunt mult mai greu de obținut. Cu un efort mai mare decât se întâmpla acum 30 de ani. Total de acord. Eu, mie îmi stă pe cap de mai multă vreme să scriu o carte, să pun într-un loc toate informațiile pe care le-am acumulat despre cum se construiește o casă. După ce trec a, nu știu câta oară pentru un șantier acum, îmi dau seama Că cel mai bun sfat pe care pot să-l dau cuiva, inclusiv tânăr, este nu-ți construi o casă. Plus, chestia asta, gândește-te la treaba asta. Dacă tu îi spui unui tânăr nu-ți construi o casă, după care mă opresc și am exact ceea ce zici tu acum. dacă îi spun asta, ce fac? Nu faci decât să-i pui capac la toate frustrările pe care le are pentru că nu poate să-și construiască în momentul de față o casă cu un efort de 10-15 exact. ani. De îi zicem case bune. Nu vrem să facem case excepționale, vrem să facem case bune, decente și experiența mea arată că o casă bună, decentă, este greu și scump de făcut și este inaccesibilă unui om care abia a intrat în câmpul muncii. Și, pe de altă parte, Aici mă gândesc, avem... ok, cum facem chestia asta accesibilă acestor oameni? Pentru că văd în Statele Unite și mai nou și în Europa, nu știu că ai văzut a, 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 problema aia cu casele atât de scumpe încât și le mai permite nimeni, a ajuns în Germania. Da. În Frankfurt, o garsonieră mică este 600.000 de euro. Mai există și paradoxul la prin care trecem acum, mai ales tu, când ai, ai văzut că ce înseamnă să, să construiești o casă și ce înseamnă confortul dintr-o casă bună, lucru pe care foarte multă, nu, multă lume nu îl realizează. De-aia spun că este scumpă. Pentru că, pe de, alt, pe de cealaltă parte, sunt o grămadă de oferte de 50.000 de euro din case, din uh, panouri sau chiar din uh, din lemn uh, la 50.000 de euro unde poți să trăiască liniștit o familie, știi? Da, 5 ani după 5 ani să facă renovare capitală sau la, la 10 totală. Asta e problema pe care am observat-o. La toate casele noi vândute, dacă acea casă... Și acum o să-mi mult hate, dar credeți-mă, știu că le-am văzut cu ochii mei. Merg pe șantiere, construiesc, văd prețurile, văd ce înseamnă manoperă, înțeleg ce se întâmplă. Mai nou au ajuns fotovoltaicele puse pe acoperiș să fie o cireașă de pe tort, o spoială ca să te păcălească că e o casă bună sunt atât de ieftine încât efectiv le trântesc peste o casă îmbrăcată în niște polistiren care în 5 ani trebuie schimbat. Da, dar nu știi de faza aia cu panourile SIP. O știu și pe aia. A inventat, au inventat Indiferent cum arată, Corect. Indiferent cum arată panourile sau pereții în care sunt făcute casele alea, în continuare toate casele făcute în România suflă pe lângă ferestre. Toată lupta asta a mea pentru a explica etanșeitatea pare așa că mă lupt cu morile de vânt nu chiar cu mole de vânt, că tocmai ce am făcut uh, al patrulea test de etanșeitate la uh, Casa Bucnici 2 și mi-a că în sfârșit ai și pasivă. O să, o să, avem clip despre chestia asta, vă zic că ne în premieră. În sfârșit mi-e pasivă standard, nu plus, nu premium. Standard, la nivel de intrare, după patru teste. Pentru că n-a fost șapa dreaptă, că n-a fost uh, izolația, n-a fost lipiciul lipiciu pus cum trebuie, scociul n-a fost terminat. Și toate alea le-am rezolvat. După ce am reparat tot, abia acum e la standard abia acum mai apar mici chestii pe care e foarte greu să le controlezi. Este imposibil să depășești standard într-o casă normală. Asta încerc să, încerc să explic, pe ok? Pe de altă parte vin chinezii peste noi, iarăși cu, ai văzut, casele de 50 000? de mii? Le-am văzut, da. Și mai sunt, mai sunt uh, ucrainenii cu house.me, house.me, dacă ești micro house. Sunt o grămadă de case mici. Problema care este că ca, așa și m-am gândit. Ia uite, 100.000 de de lei. Viața nu ar trebui trăită într-un container, Radu. Da, nu ar trebui de deci, să Vreau Trebuie să-mi pui un bip acum, dar trebuie să o scot din mine. Dar de există, un... de viață. există și chestii de astea, nave spațiale. Băi, a, auzi, arată ca o navă spațială până te muți în ea. E un fucking container. Este. Dă de, de, un... de viață, nu pentru asta trăim. Poți să-ți crești copilul în chestia aia? Când începe la să oră, că e unde dormi? <ră> Afară. Dacă unde vrei să dai petrecere, unde de dai? Afară, în ploaie? Exact. Adică, serios acum, Sat. Dacă vrei să faci un movie night, unde pui proiectorul? Că nu-ți încape decât un televizor de, de dimensiunea unui laptop. nu cu proiectoare, George. Noi avem vise și imagini pe pereți. Alții cu tableta în mână. Trebuie să ne dorim și să cerem mai mult de la viață. Habar exact. nu ai ce-ți dorești până nu se apare copilul. Habar nu ai ce-ți dorești până nu intri pe AliExpress și vezi recomandările. Exact! Bun, așa. Hai să mai revenim un pic în țară, foarte scurt, pentru faza din Slănic. Cred că ați văzut, nu? Se prăbușește o stradă în Slănic, se mai întâmplă acolo unde sunt saline. Se găsesc tot mai multe locuri unde există sare. Se construiește mult prin România, să mai sapă. Zic eu ce se întâmplă. Cum? Îți zic eu ce se Știi întâmplă. Știi tu? Da, știu eu. Ia Știu. Este vorba de sarea aia, de Himalaya sau de Slănic, care expiră. Și când expiră, se topește. Acolo în pământ, se topește și se prăbușește. Mai cringe de atâta reușit să doar George. Da, exact. Lăsați la mine. Mi-a plăcut că echipa mi a făcut o surpriză. Bumper-ul meu, genericul meu de pe scenă, yes. avea funcție funcție sub cringe master. Yes. Yes. Asta e funcția mea aici. Reveni totuși în realitate. Peste tot unde există să apare problema asta. Se mai, întâmplă pentru că sarea se topește. Da, da. Dacă ai altă parte, apă de ploaie. Tu trebuie să știi că sarea se topește când ai făcut strada aia și să nu pui asfaltul peste iarbă sau... Corect. Adică trebuie să există o, o structură acolo de susținere. faci un pod, dacă știi că. Păi zona da, de, de, de ce se merge un... oamenii prea mult până la Salină? Că-i Salina lângă. Am văzut mi se pare o chestie pe. Nu știu dacă era la mișto sau nu, dar era sponsor pe social media, în care cineva punea ciment peste iarbă și spunea că execută lucrări de asfaltare. În România? Da, da, da. da. În colaborare cu o primărie. Făcea parte dintr-un clan de, de asfaltări. Era sponsor și aia, aia, puneau ciment peste iarbă. Mai până una alta, apropo, am văzut, am văzut cum se lucrează la linia de tramvai de aici din sectorul 1, foarte mișto. Da, au excavat, da. au pus pământ în ăsta, cum spune, Au excavat 3 metri adâncime. așa se face. trebuie să, să fac tot. tot. Pentru că, la sfârșit, linia de tramvai trebuie să plutească peste pământ. Dar tu îți dai seama de o chestie? E excavat de cel puțin câteva săptămâni și nu s-a sorpat nicio bucată din asfalt. Pentru că au consolidat marginile cu beton. Da. O, au pus, bă, da, au pus niște centuri, am văzut. Se lucrează da. foarte bine. Bravo! Lor, a, se, a, acum am văzut că pe, spre Ștefan cel Mare au pus stratul ăla de balast, au venit cu nisip, au pus geotextil și sunt geotextil care stabilizează pământul și nu o să mai ai de nivelele astea. Știi cum face tădâng-tădâng? Deci probabil și locatarii de pe Capitan Alexandru Șerbănescu o să aibă liniște seara și dimineața pentru că tramvaiul lor nu o să mai facă niciodată. O să vezi că tramvaiul care să treacă pe stradă să fie mai silențios decât mașinile electrice. În zona sectorul 1, când te duci spre instituțiile financiare, există o străduță de case destul de lungă prin mijlocul căreia trece tramvaiul. Da. Și dacă mașina mea face tuc tuc tuc, 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 la fiecare de aia, înseamnă că și tramvaiul face la fel. Da, exact. E, e trist să ai casă, știi, să-ți treacă tramvaiul prin fața porții. e, e trist uh, nici să, să, nu ai tramvai, dar să-ți treacă motocicletele. În continuare, eu nu înțeleg de ce, de ce tolerăm Că, că sunt idioții aia care trec cu motocicletele turate pe calea victoriei, eu înțeleg că sunt ei tâmpiți, dar de ce îi lăsăm? de atât de mulți ani lăsăm în continuare mașini cu eșapamente ilegale, mașini și motociclete să, să facă ture, mai ales că mai nou zona aia devine pietonală. Deci avem multe chestii pe care nu le rezolvăm. Nu avem poliție pe străzi. Știu că o să mă oprească acum la un control inopinat, un echipaj, că de fiecare dată când e sigur despre poliția rutieră mi se mai întâmplă. Ultima dată, acum câțiva ani, când Mi-a... vorbit gura fără mine, m-a oprit un polițist și mi-a spus: Îmi pare rău, trebuie să te amendez, am pe șeful în spate. Știi chestia asta? Nu ți-am nu am cum Uh, -am pe, așa. Uh, M-a prins cu 4 km peste limită, uh, uh, acolo le cer din plăști. Faza e felul următor, că există și... Nu avem poliție pe străzi. Nu avem poliție pe străzi, dar mai există și un motiv pentru care nu avem poliție pe străzi. Ai da văzut valul de clipuri de pe al dracu social media în care oamenii pur și simplu ies pe stradă ca să provoace poliția. Refuză să dea actele și sunt o grămadă de clipuri în care oamenii efectiv atacă polițiștii. Când îi opresc polițiștii și le cer uh, le se prezintă și le cer formal actele, ăștia uh, încep să facă ca nebunii și să filmeze doar ca să-i provoace. Ca să-și facă content. De... Eu, ca poli... Eu ca polițist, serios, și mie mi-ar veni să stau un birou decât să mă, încerce să mă prindă unul cu o mică greșeală, că este imposibil să știi nu, tot. Nu, să le facă. Corect. Bă, dar dacă știi că aia, aia fac chestia aia, dă-le script la toți polițiștii, știi? că de-aia treci prin facultate, ca să, prin academie, ca să înțeleagă ce faci când îl oprești pe ăla, aplică legea. Știi foarte bine, îi zic chestia asta, îmi răspunde A, B sau C. În cazul în da. care răspunde B, fac acțiunea D. Răspunde D, fac acțiunile E, F, G. Ok, mi-a răspuns F. Bă, pe mâine, nu trebuie să reinventezi relațiile umane. Când ești polițist, trebuie să procesezi idioți. True. Că de-aia de ești la poliție, să lucrezi cu pleava societății, cu ei toți cretinii sau cu oameni în situații dificile, care au avut ghinion în ziua aia sau au consumat chestii. Tu trebuie să știi cum rezolvi chestia, că treaba ta nu este să ne sperii, este să pă păstrezi, cum îi spune, ordine. Ne trebuie un pic de ordine ca să nu ne omorăm pe străzi unii pe alții. Hai să revenim un pic în realitate, în realitatea din Australia. Sunt tot mai multe incidente de genul ăsta legate și de schimbările climatice, apropo. Inclusiv ploile din Dubai acum au fost legate de schimbările climatice, se pare de cercetători, dar mai nou, spre exemplu în Australia, avem aceste balene care sunt dezorientate din cauza schimbărilor de curenți și ajung pe, pl pe plaje, oamenii încearcă să le ajute, dar se pare că mai mult de 100 deja au rămas captive, pentru că efectiv niște oameni nu pot pur și simplu să le ridice, să le bage înapoi în apă. Da, balenele se sperie, în primul rând, ele știu exact cum funcționează curenții în fiecare perioadă a anului și, pe de altă parte, s-a schimbat și temperatura apei în anumite zone și atunci sunt dezorientate pentru că știu că dacă merg spre nord, apa o să fie mai rece, așa că o iau în partea opusă, deși curentul respectiv răcește apa din partea de sud și atunci le trimite în altă parte. Da. E, e foarte trist ce se întâmplă și deși sunt foarte mulți oameni aici, este aproape imposibil să muți o balenă de câteva tone de pe nisip în condițiile care și ea este foarte obosită și nu, nu poate să-și miște corpul, să ajungă în apă. Plus că trebuie să de duci la vreo 40 de metri, mi se pare, ca să aibă adâncimea suficient de mare ca să exact. ajungă înapoi în apă. Exact. Uite, noi am făcut chestia asta. Noi oamenii. Noi și nu este singura chestie pe care o, o facem. Mai sunt și alte chestii care sunt legate de schimbări climatice. Întrebarea este câți că, dintre noi suntem pregătiți să ne asumăm să și facem ceva legătură cu chestia asta, în afară de a ne uita și să dăm like-uri sau să comentăm la chestiile astea pe social media. Fiecare dintre noi poate să facă ceva. Apropo, câți dintre cei care ne urmăresc în primăvara asta s-au înscris la un program de ecologizare, să curețe pe lângă niște drumuri, într-o pădure, sau să planteze niște copaci. Este perioada în care se poate face chestia asta? Țineți minte, mâncare ideea că atunci când mergem în drumeție pe munte, deși nu sunt suficient de mulți oameni, vor fi suficient de mulți ca să se vadă o diferență întoarce-te cu niște gunoaie. Iați un sac de gunoi și mai iei un pet, mai iei o pungă da. și le aduci jos și le arunci la container, chiar dacă tu nu lași nimic în urmă. Sau dacă, cum să zic, te întorci, lași zona mai curată decât este. Dacă fiecare ar face treaba asta, ar fi curățenie. Corect. Hai să mergem mai departe, că Co și coveste este bună. <coughs> Miss Univers Argentina este Alejandra Rodriguez și de ce vă spune noi despre Miss Univers? Ne plac într-adevăr femeile frumoase, dar uitați-vă bine la doamna asta și ziceți cam câți ani credeți care. Mai mulți decât pare. Mai mulți ca noi. Da. Are 60 de ani Alejandra Rodriguez. Se vede după mâini. Se vede un pic la mâini. Da. Evident se îngrijește, are gene bune, dar și reușește să se mențină într-o formă bună și să păstreze tinerețea și ca atitudine și pentru asta merită apreciată. Este fain că se întâmplă lucrul ăsta și va merge mai departe în competiția internațională de Miss Univers. Da. Slavă Domnului că nu mai organizează Donald Trump. Mi se pare foarte tare chestia asta pentru că asta înseamnă că întrebările din concursurile de mis au devenit un pic mai complexe și nu mai sunt pentru toată lumea. Acum nu fac aluzii, ci pur și simplu spun realitatea pentru că unele dintre concurente nu aveau să zicem cunoștințe generale atât de complexe. Acum sper că cu această ocazie s-au mai schimbat din regulă, pentru că, din câte știam eu, spre exemplu, schimbat. Con nu. concurentele de la MIS nu aveau voie să fie căsătorite, să fie făcut copii. Da, da, da. Acum se apreciază exact opusul. Se apreciază faptul că ai o familie, indiferent uh -huh. de vârstă, se apreciază, bineînțeles, și efectul pe care l-ai avut asupra comunității în anumite zone. Uh -huh. Se schimbă dacă, regulile. Dacă vreți să o urmăriți, are și Instagram uh, uh, Alejandra Marisa Rodriguez. O puteți găsi, era, era uite, are, are un cont de Instagram, dați-i follow, vedeți ce postează, mie mi se pare foarte interesant. Că, uh, fe, uh, cum să zic, a, chestia asta ar să te pună pe gânduri că poate, poate, atunci când o să ajungi și tu, indiferent că ești bărbat sau o femeie, la 60 de ani ar trebui să îți tratezi corpul ca fiind o chestie suficient de importantă încât să te consideri un om tânăr. Am văzut o chestie care m-a speriat nu știu dacă mai găsesc, ideea era că secțiunea piciorului unui bărbat de 60 de ani care nu a făcut sport, cantitatea musculară, deci dacă secțiunea este așa, cantitatea musculară este undeva aici și comparația dusă la extrem, într-adevăr, pentru un olimpic, musculatura reprezintă încă aproape 95% din secțiunea respectivă, ceea ce înseamnă că undeva la 2-3% pierzi pe an din cantitatea musculară după o anumită vârstă? Eu am, 40, am cercetat chestia asta, de ani. am cercetat-o și am discutat-o inclusiv cu Florin Cujbă, uh, cu care știi că lucrăm. Uh -huh. uh, apropo, să salut pe Florin, nu știu dacă ați, ați aflat chestia asta, centrul lui care se concentra pe întreținere corporală a devenit clinică, ceea ce mă bucură că începe să combinăm sportul cu, uh, și cu cercetarea. Ce uh, informațiile pe care lucrăm acum și despre care uh, cred că ar trebui să le luăm mai în serios spun motorul lucru. Și toți cei care urmăresc uh, și cercetările din străinătate cred că le-au aflat, dar pentru cei care încă nu știu. După vârsta de 40 de ani apare sarcopenia. încep să pierzi mușchi. Da, Corputul atrofia nu musculară. mai creează musculatură nouă. Atrofia musculară, da. Gen, uh... Nu atrofia. Atrofia o ai la orice vârstă. Dacă nu lucrezi mușchiul, le se atrofiază. Dar tu nu -ți, el își pierde din volum. Uh -huh. Problema este că din cauza schimbărilor hormonale și efectiv îmbătrânire, tu nu poți să mai produci mușchi nou după 40 de ani. Dacă, să zicem, la 40 de ani te-ai apucat de sport, o să-ți pompezi mușchii pe care îi ai. Uh -huh. Nu o să mai faci mușchi noi. Asta este o problemă. După vârsta de 40 de ani, nu poți crea țesut muscular nou. Sau dacă crezi crezi infin, 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 infinitezimal prin comparație cu ce produceai înainte da, la nivel de efort dar atenție, nu este o știință, diferența mi se pare este undeva între plus minus 5 ani totul este cu marjă de eroare da. am dat-o dat un prag, la bărbat se leagă și cu faptul că începe să scadă, spre exemplu testosteronul din mm -hmm. sistem mulți oameni mai nou își fac analize de testosteron special ca să vadă când apare momentul ăla mă interesează și pe mine pentru că am depășit 40 m-am apucat de sport însă înainte și asta m-a ajutat să mai dezvolt un pic masa musculară și să-mi transform corpul, mm -hmm. însă o problemă pe care am observat-o este, dau din casă acum, Lorenei mai vin hainele. Se schimbă conformația corpului dacă faci sport constant, pentru că îți apar mușchi unde nu credeai că poți să iai. Da. Ți se transformă postura mușchii și corpul tău se reechilibrează prin sport. Practic, un antrenor bun, un specialist, cum este Cujbă, uh -huh. sculptează pe tine. Dar trebuie să sculpteze cu ceva ce poți, cu care mai poți produce și pe care l-ai deja după 40 de ani nu ți poate crea mușchi noi, doar ți poate stimula pe aia pe care îi ai deja. Da. După 40, dacă nu-i lucrezi, în fiecare an pierzi minim 1%. Și atunci calculează, de la 40 la 80 vei pierde minim 40%, că pe aia crește, să ce pe 2% la un moment dat. Tu la 80 de ani, dacă nu faci mișcare regulat, acele 30 de minute pe zi, adică să ieși la un, cel puțin de 3 ore pe săptămână, la 80 de ani există riscul, exact cum ai zis tu, să aproape să nu mai muști deloc în anumite părți. Da. Și de aceea, cei mai mulți oameni în vârstă mor în accidente pentru că cad din picioare. Da, pentru că musculatura nu mai este suficientă ca să poată să mențină echilibru și Corect. greutatea, în primul rând, greutatea grăsimii care se acumulează. Nici măcar greutatea grăsimii. Hai să zicem că poate nu e obez. Că am văzut și bătrâni care nu sunt, nu sunt grași. Da, dar acolo de deja e, singurul care îi ține în, în picioare este osul. Exact. Și o minimă musculatură care îl ține în echilibru. Și îi merg așa cu grijă. Uh -huh. Ca să nu se dezechilibreze. Problema apare când te dezechilibrezi. Refacerea echilibrului necesită un efort pe care nu-l mai poți face. Nu ai mușchi. Pentru că nu ai mușchi. Exact. Și mușchii cei mai importanți care îți prezic um, viabilitatea nu, nu sunt acolo. Nu sunt aici? Vă lasă, ia, 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 ia. Nu, pentru că aici zona asta centrală a corpului. Corul, da, e important, dar este foarte și important, mai important. pentru echilibru. Există o zonă și mai importantă. Gambele? Mm, nu. Gambele vei avea întotdeauna pentru că calci, pași, faci pași. Musculatura gâtului? Uh, nu, te-ai îndepărtat. Nu gambele, ci mușchi, uh, cum să zic, mușchii ceilalți care lucrează împreună cu gambele, împreună cu musculatura femurală. Ah, ok. Înțelegi? Aia din Ata, față. Antagoniștii. Aia din față. Exact. De ce? Pentru că ea frânează. Și mă întorc la ce mai zice spre exemplu Peter Atia. Da, ah, da, corect. Când calci așa, alea, ea frânează. De sus. Este mult mai ușor să urci o bordură decât să cobori o bordură. Da. Ți-e mai, ți mai greu să cobori de pe munte decât să urci muntele. Exact. Cea mai multă accident se întâmplă? e mai mare când cobori decât exact. atunci când urci. De ce? Pentru că mușchii din față sunt foarte solicitați și ei sunt, sunt foarte solicitați în momentul respectiv, dar, dar în rest puțin nu. solicitați în, în exact. rest. Și ei nu sunt formați, nu exact. sunt construiți așa cum trebuie. Exact cel mai bun predictor de longevitate, dacă vrei să, să nu faci un accident, să-ți rupă piciorul și să mori în, în baie, ce mai multe accidente mortale se întâmplă în bucătărie și în baie pe suprafețe umede? da, cred că știu care este testul suprem. Du-te și coboară un, de alt timp de jumătate de oră. Exact. Dacă mai poți să mergi după aia și nu te dor mușchi extrem de tare, pentru că te vor dorea un pic, atunci înseamnă că ești cât de cât ok. Da, dar doar un test. E doar un test. Tu trebuie să-ți antrenezi musculatura aia săptămânal. Da. Dacă îți antrenezi musculatura picioarelor săptămânal, te așezi, te ridici. O chestie pe care poți să faci foarte simplu acasă, cum fac japonezii. Să stai pe jos. Pentru că va trebui să te așezi da. să te ridici foarte mult și o să faci niște genoflexiuni foarte mișto. Sau uh, uh, benzile de, de mers uh, la birou. Da, dar nu se antrenează bine partea de, nu știu cum le spune, nu aductori. Uh, nu știu toate denumirile mirile astea la mușchi. Da dar înțeleg ce zic nu, nu se întrează bine dar oricum există o frânare în momentul în care apeși acolo și e destul de da. solicitantă pentru că este e banda că cea care merge și nu piciorul da. e mai solicitată solicitantă decât mersul dar ideea e că o faci la nivel de subconștient și dacă stai două ore la birou tu îți dai seama ce înseamnă să mergi două ore în fiecare zi e nimic uh, nu nu este nimic. E foarte sănătos, dar nimic. cu asta pe scaun este, este mult mai mult. Da, la un pas pe secundă înseamnă 7.000 de pași. Da, ore. dar nu mergem la idee. Nu, nu, eu, eu nu cred în chestia aia cu uh, uh, să, să mergi pe jos este absolut nimic și nu ajută cu nimic. Pa Da, ajută, dar, spre exemplu, una dintre teoriile, iarăși în care mulți dintre noi credeam, inclusiv eu, este faptul că alergarea te ajută. Nu, alergarea îți distruge mușchii. Nu, nu te nu știa ajută. Așa dacă știi. Păi da, știu. Alergarea mănâncă mușchi. Da. Și de ce și, alergătorii îi, îi refac după efort, dar trebuie să-i Distruge ligamente și genunchi. Da. Anyway, ne-am dus foarte mult <laughs> pe partea asta de fitness, ne, începe să ne intereseze și știu că pe oamenii mai tineri de 40 interesează foarte puțin chestia asta și păcat, pentru că până la 40 îi faci mult mai ușor. După aia o să te lupți să-i păstrezi așa cum facem noi, dar vestea bună este că văd asta și pe, nu doar pe mine, văd și pe alți oameni, pe Lorena mai devreme, poți să-ți transformi corpul în ceva în care, în ceea ce dorești și după 40 dacă ai un regim de antrenament și de dietă și de viață corespunzător. Da, se poate face. Da. Știrea următoare vine ca și șoc și groază de parcă nu ne-am fi așteptat la chestia asta, nu mi se mai pare ceva spectaculos, o să-i reclam în Windows 11, în start la menu? aplicații, Vă în nu menu de start. Am auzit de prostia asta. Dar cel mai probabil o să fie doar pe Statele Unite prima fază, pentru că Europa de As. obicei taie macarona acestor uh, invenții de marketing, cum s-a întâmplat de exemplu cu reclamele din televizoarele din anumite smart TV-uri, uh, și LG și Vizio aveau la un moment dat, din meniurile de aplicații, în cadrul meniurilor respective apăreau, de exemplu, reclame la anumite da, aplicații. Da, avem asta că nu are pe telefoanele cu Android? Uh, avem pe telefoanele cu Android, dar nu pe toate, pentru că cele care... avem pe... În magazinele de aplicații, în prima în nu, fază. Nu, avem? pe ecranul telefonului am aplicații care nu există de fapt mm. și care atunci când dau click pe ea, abia atunci o descarcă. Uh, da, da, este o chestie de la producător și da. după aia, e o chestie, cum să zic, e one time only atunci când a fost construit telefonul și instalat. Cu aplicații third party. Dar se diminează Booking, și treaba Se diminează și treaba aia. Ok. Da, ai văzut că au început să apară mai mult, mai puține, de exemplu, pe Xiaomi, da. am văzut pe OnePlus. Sunt mai puține decât erau... Și aici. omii erau campioni la cantitatea de da. aplicații de bloatware. Acum, s-ar putea pe Windows, dacă folosești VPN-uri și lucruri de genul ăsta, să vezi reclame de genul manager de parole sau lucruri pe care le poți găsi în Microsoft Store. Și ăsta vine, vine o odată cu update-ul ăsta, KB503-6980, KB dacă l-ai instalat pe Windows 11 deja. E disponibil pentru toată lumea, doar că pentru Europa momentan nu au, uh, uh, au pornit reclamele și nu cred că vor porni pentru că încalcă, mi se pare, aceeași lege pe care aveau și producătorii de televizoare. Smart. Ok. Uh, dar nu pot să zic decât, doamnă ajută uh -huh. <laughs> Că nu se știe. Peste un miliard de utilizatori ar putea fi uh, supuși unui risc. Doamne, cum a ajuns site-ul TechRadar? E plin de reclame. Da, există un utilitar pe care îl folosești ca să nu ți-apară nimic. Nu, nu, dar vreau da, să vă chestia da, asta. Da. Este ireal. Păi, pur și simplu s-au abonat și ei la servicii de, de uh, advertising și le trimit pentru fiecare țară în parte. Pentru un articol de 6 de semne am 10, 10 reclame. Așa, să, să depășim momentul. Uh, majoritatea producătorilor de telefoane chinezi, majoritatea, acum nu se spune exact care, asta este marea problemă a acestei știri, folosesc tastaturi vulnerabile, adică software de tastaturi pe care le instalează pe telefoanele lor și acele tastatori sunt de fapt niște keyloggere și trimit datele în altă parte. Aici vorbim de companii precum Ten, Tenz, Tencent, Pinyin, Baidu, iFlyTech, Samsung Keyboard on Android, which is weird, că totuși vorbim de Corea, nu de China, și Xiaomi, dar doar dacă folosește aplicații de la Baidu și iFlyTech sau Sogu, Oppo, Vivo și Honor, E vorba de aplicațiile pe care le-au instalat și care au folosit anumite uh, tastaturi. Atenție așadar, ce fel de tastatură folosești pe telefonul tău? Mergi pe tastaturi recunoscute, cum ar fi SwiftKey sau Gboard? Care vin de la americani și oricum îți datele americanii nu. <laughs> Chinezii. Băi, e cruntă și este... este... Sau nu, nu poți să-ți pui tastatura stock a Androidului? Ba da, poți să pui tastatura stock a dar fiecare aplicație are posibilitatea pe telefoanele mobile să folosească un un set de caractere diferite față de tastatura standard și să-ți facă cumva un override cel puțin în cadrul aplicației respective la tastatura. Mm -hmm. Cum ar fi, de exemplu, AliExpress-ul, care dacă observa că pe anumite telefoane tastatura arată puțin diferit când ești în aplicația de AliExpress. Pentru că tastatura aia, ca să poată să facă preluare predictivă și să-i dea exact. rezultatele în funcție de ceea ce scrii și să știe tot ce faci mm -hmm. și după aceea să te bombardeze cu întrebări de ce ne-ai cumpărat, vezi că ți-a scris cu tare de ce nu-i răspunzi, da, ai 55 de mesaje, de fapt majoritatea sunt automate. Exact. Tocmai de ce îmi place e și ecosistemul ăsta de, de la Apple, trebuie să recunosc, pentru că pe taskbar de la Mac nu ai niciodată reclame. Ai reclame la aplicațiile lor, pe care poți să le ștergi. Am, am aici link-ul de numbers, de keynote sau de pages. Uite, de care. Vezi că e ca pe Android, cum ziceam. un from a, doc, Ai aplicații pe care nu le-ai cerut. Da, sunt pus acolo pentru prima dată, însă poți să dau, uite așa, Puf, options, și am debifat keep in doc numbers, options, remove from doc gata bravo, măcar atât pe de altă parte, tot în Statele Unite ale Americii, avem niște, niște chestii foarte interesante. Pe de altă parte, în partea cealaltă a continentului, Statele Unite se luptă masiv cu MacBook-ul. Ar trebui. Snapdragon, Qualcomm, vine cu Snapdragon X. Într-un final vom avea procesor de mobile, capabil să ruleze software de cum ar fi Windows 11 și să concureze la capitolul ăsta cu Apple. Intel. A. Intel în prima fază, dar cu Apple e concurența directă pentru că practic sunt sistem monochip, e aceeași, te aceeași tehnologie, tehnologie ca la M1, M2, exact. M3. Procesoare foarte mici, cu un consum foarte redus de energie și extrem de capabile. Uh -huh. Acum, Există niște dispute cum că Snapdragon ar fi mințit în uh, testele pe care le-a făcut ei și în uh, slide-urile pe care le-a arătat în prezentări, Așa, și ne? că n-ar fi atât de puternice. Pe de altă parte, Snapdragon nu spune că nu e adevărat și așteptați doar să vedeți. Mă pe Geekbench, din câte am văzut uh, Surface Laptop 6 are un scor mai mic pe single core, care e cel mai folosit apropo pentru taskurile everyday. Exact. Dar pe multi core ar fi cu 10, 12, 13% mai rapid decât M3-ul de pe MacBook Air. Ideea este următoarea. Atunci când faci niște benchmark-uri, e, e ca la statistică. Tu arăți ce vrei. Uh -huh. Tu poți influența datele respective doar din explicația pe care o faci, chiar dacă cifrele sunt pe ecran. Uh -huh. Tocmai de aceea zici că uh, nucleul, nu, single core este cel mai folosit, ceea ce este adevărat. Pe de altă parte, sunt probabil aplicații care folosesc două sau patru nuclee, că n-au nevoie de mai mult, și ele vor funcționa ideal pe acel procesor. Corect fiecare tip de benchmark pe care îl faci diferă în interpretarea datelor. Da, mi se pare trist că cei de la Intel nu țin pasul și faptul că Apple a ajuns deja la treia generație cu M1, M2, M3, sistem o chip foarte performante, inclusiv pe laptopul pe care le vedeți aici, noi am rulat pe baterie chestii de artificial intelligence care au mers mai repede decât pe un PC. Abia atunci am auzit pentru prima oară coolerele, în rest o să se le niciodată. Adică partea de eficiență este bine rezolvată de aceste procesoare pe arhitectură, mai ales ARM. Uh -huh care, da, și rez memoria, sunt niște plăcuțe, sunt mult mai ieftine de produs, nu se încing, au multe avantaje și ține bateria o grămadă. O grămadă ține baterie. Um, o altă știre interesantă este faptul că Chief Marketing Officer de la Vision Pro s-a mm. retras după 36 de ani la Apple. Frank Casanova, dacă, dacă ți-a auzit despre el, este unul dintre greii care a fost acolo inclusiv sub, sub Steve Jobs. Uh, și nu e neapărat o veste bună, zic eu, e probabil, cred că asta a fost dorința lui în ultimii 10 ani de zile, să-l să vadă că a finit. E și uh -huh. că De aia se, se și retrage, mi se pare, din, uh, din zona asta, pentru că el are undeva la vreo 55 sau aproape 60 de ani da. și a decis să se pensioneze în momentul de față. Cel puțin așa sunt zvonurile. S-ar putea uh -huh. să-și deschide rolul, nu știu cum e. Oamenii ăștia care lucrează într-un domeniu foarte multă vreme ajung să aibă atât de multă experiență încât la 50-60 de ani își deschid propria lor companie, pentru că nu pot sta acasă, pentru că au prea multe de făcut și de spus și de arătat. Așa este. Așa este. La fel cum a făcut și Jonathan Naev, care și-a exact. deschis propria lui uh, business de design și face o treabă ex extraordinară. Însă, nu e o treabă. Vision pro nu este o treabă extraordinară, nu va fi cea mai bună moștenire nici a lui uh, Frank Sanova și nici a lui Tim Cook. Nu, dar practic Și La care a participat apropo la dezvoltare sau de ricio. Din cauza prețului de 3500 de dolari, plus accesorii, plus, 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 uh, în loc de 800 de, mic, de unități cât visau ei să vândă anul ăsta doar în statele unite unde l-au lansat... O să dea jumate, probabil, nu? Exact. O să dea un maxim de jumătate. Maxim de jumătate. De fapt, nu, ei, stai, că mi se pare că expresia este, ei sunt pregătiți să livreze, adică să le scoată pe ușa fabricii, că ei are și o diferență de exact. interpretare. Exact, exact. Și atunci... Sunt tare curios cum o să arate dacă vor exista reduceri pe sfârșitul de an ca să scape de stocuri sau dacă o să ține de preț cum au, au, au făcut în cele din urmă la AirPods Max, că l-au lansat, sau au speriat că să, nu, se, nu se vând, au coborât prețul pe care l-au scumpit iar. Vom vedea. Crăciunul ăsta o să fie, mi se pare, un haos total la capitolul prețul și produse. O să vedem. Dacă tot suntem la Apple, să vorbim repede de evenimentul de pe 7 mai, pentru că dacă mai aveți nevoie încă o dată, Apple face teasing pentru un nou iPad și un nou pen. Da, s putea să avem iPad-uri noi și penuri noi, diferite. Mi se pare că penul de anul ăsta o să fie sensibil mai gros. Asta am citit eu ceva, că s putea să fie la nivel de carioca, pe de altă parte ca să oferă mai multă precizie, că da, un pen mai gros îți oferă o senzație mai, Openul ăsta, pe iPad Pencil 2 mi se pare suficient de bun pentru cele mai multe lucruri. Este preferatul oricum tuturor celor care desenează pe o tabletă, în ce am văzut. Da, true. Pentru că e cel mai bun din piață. Dar ah, da, Nu există, adică știm cu toții, poate fi și mai bun. Vestea bună este însă că s-ar putea să vedem pentru prima dată un iPad Air la această lansare cu M2 uh -huh. de 12,9 inci. Uh. Acum, dacă pui un M2 pe el și nu o să-mi dai high refresh rate, o să mă enervez. și s-ar să fie un M2 care este puțin throttled pentru că baterie și pentru că încălzire. O să ai ul fiind sensibil mai subțire decât iPad pro cel puțin pe margini. Dar un iPad de aproape 13 inch cu M2 și un, mini, display mini LED mi se pare că va fi o alternativă excelentă pentru oricine nu vrea să care după el un MacBook Air. Dar nu la 60 de Hz. Dar nu la 60 de Hz. Nu se mai poate, adică... Exact bine, acum adevărul e că e tot ce e posibil, nu e nici, ni, ni, în niciun fel exclus, la fel cum uh, uh, au variante de laptopuri cu 8 GB RAM, în condițiile în care în memoria intre și în memoria video. Deci e posibil. Toate procesoarele de la Apple din ultimii ani de pe, de pe telefoane și toate procesoarele de pe tot hardware-ul lor suportă mai mult de 60 de Hz. Ar da. trebui să nu da, mai da, da. cumpărăm, ar trebui să boicotăm toate produsele sub 90 de Hz. Pentru că nu-ți dai seama că ți dorești 90 de herți până nu iai. Și, și, după aia că când iai, îți dai seama că te, te, ridici de la birou mai puțin obosit decât o făceai înainte. Exact. Tocmai de -aia, pe exemplu, mi se pare inacceptabil ce se întâmplă pe iPhone 15 și 15 Plus. Să dai hai high, high refresh rate pe niște telefoane care, totuși, nu? Ar să fie mai bune decât generația anterioară, mult mai bune. Și partea de ecran e rezolvată deja la toți producătorii iPhone 15 să... costă undeva la 4.000 de lei. La 4.000 de lei să nu ai high refresh rate? Da, da, ai 128 giga de memoria. Doar. Așadar și părți bune și părți mai puțin bune, ne facem datoria să le spunem și pe astea. Hai să vorbim un pic despre Rabbit r 1. După ce o grămadă de produse cu inteligență artificială la bord și-au luat deja critică online... În un pe care noi nu l-am văzut, nu este disponibil aici, dar sunt tare curios să-l vedem. Asta de vorbă cu cineva care dezvoltă ceva pentru Revit, apropo, să-l vedem în curând. Um, a început să fie uh, disponibil după ce am auzit de el la CES. Ce știm despre Revit r uh, E Radu? Uh, e un ghegemnicuț care folosește inteligența artificială, e legat la un cloud și el, care uh -huh. dă răspunsuri și care afișează rezultate. El știe chiar să trimită comenzi și că trimite journeyi. Partea frumoasă este că, bine, nu e complex ca și specificația, are un procesor MediaTek, un ecran de 2,88 de inch și 128 de giga de stocare și 4 giga de RAM. Pare fi o chestie foarte simplă. Și este că gadgetul asta costă 200 de dolari, nu 700 sau 900 ca celelalte și tocmai de aceea conexiunea cu cloud să zicem așa, și întârzierile pe care le are la, la a reveni cu răspunsul sunt mai, mai ușor de acceptat pentru că nu plătești foarte mult pe el. Pe de altă parte, am înțeles că merge mai repede decât uh, celelalte și chiar și la răspunsurile legate de fotografiile stai de Midjourney. Stai un pic, să vedem până se blochează conexiunea, conexi când exact. se deschid serverele so supra solicitate, dacă vor vine destule bucăți. Momentan l-au primit, primit doar cei care fac review-uri și n-a ajuns pentru publicul larg la vânzare. Exact. Uh, ei spun că a fost sold out în timpul CES pentru primii uh, 10.000, mi se pare. La precomenzi, da. La precomenzi. Prețul de 200 de dolari, evident, este motivant. Din câte știu, nu avea un abonament lunar, ceea ce -și este iarăși o chestie tare. Da. Și are și un port USB-C care este deschis nu doar pentru încărcare, vor să lase să poți să-ți adaugi tastatură, dacă vrei, într o baterie externă. Da, și poți să, să dacă vrei, la un moment dat o să poți adăuga și aplicații. Iată. Deci este o platformă ceva mai complexă și care are și un ecran la bord ca să vezi, să ai o confirmare vizuală pentru ceea ce vrei să faci, de este o variantă un pic mai mare, dar suficient de compactă, rămâne totuși din punctul meu de vedere un gimmick care nu poate să bate ce faci pe un telefon în momentul ăsta, exact. pentru că nu are nimic din ceea ce nu face deja un telefon, exact. cel puțin la fel de repede. Asta e concluzia care vreau să vă las. Dacă vedeți asistenție ăștia de genul ăsta, până nu li se pun chestii extrem de specifice pe ei, uh -huh. uite, spre exemplu, eu văd utilă o chestie genul ăsta într-un muzeu, Se le oferă muzeu, în timp ce mergi, să recunoască pictura în fața căreia ești și să poți să vorbești cu chestia aia printr-o pereche de căști despre ceea ce ai în față. Pentru că asta este cea mai mare problemă când te la muzee. Nu sunt destui ghizi și nu sunt destui ghizi motivați sau într-o zi bună. Da cum a fost ghidul din Finlanda, nu mai găsim. Uh, greu pe cineva. Exact. Am avut și un ghid în uh, Serbia acum și... Mm. 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 Radu este încă traumatizat după deplasarea din Serbia. Uh, bă, pe de altă parte, pentru iubitorii de carne, Serbia este raiu. Au niște pâine cu usturoi. Hai de cap meu. <laughs> Bine, hai să mai avansăm un pic. Companiile, cele mai mari companii din lume care se ocupă de inteligență artificială, care construiesc, vor să se înțeleagă asupra faptului că trebuie să protejăm siguranța copiilor în online. Adică să-i ferim cumva de efectele negative ale AI-ului. Aici vine la OpenAI, Microsoft, Google, Meta și alții care au promis, au promis să... Um... Ca pe platformele lor să nu poți genera conținut exact. care să afecteze copiii, dar asta nu înseamnă că nu poți să o faci pe soluții open source ai problema pentru că LLM-urile pe care le-am instalat noi pe așa sunt permit orice. aceleași și permit orice am. Nu putem face demonstrația publică, dar permit să afișezi, să construiești orice, să primești orice răspuns și să vezi orice fel de fotografie sau video. Exact. Există anumite safeguard-uri, dar, spre exemplu, inclusiv meta, când descarci la ei, te întreabă dacă vrei să bifezi cu sau fără safeguard. De bifezi safeguard și gata. Normal. Adică fără limite. Adică delimitat. Da, bun. Mergem mai departe. Limitless. Uh, Apple avansează totuși încet, dar sigur, în stilul lor pe partea asta de inteligență artificială și uh, au, spune că au lansat câteva LME-uri, nu ne-am făcut să le vedem, care sunt gândite să ruleze pe device. Am văzut, apropo, pe cineva care a pus lama pe un iPhone. Dar sunt disponibile, iarăși acolo pe Hugging Face Lab, unde am luat și noi pentru LM Studio. Hugging Face este un fel de Google, dacă vrei, Interlegi. pentru Large Language Models. Pe toate, inclusiv la de 3 miliarde. Care este foarte mic ca dimensiune, uh -huh. și de aia poate fi rulat pe telefon, că nu ai nevoie de mai mult de 4 GB de RAM okay. când e activ. Uh, practic, Apple folosește uh, un fel de abordare care să permită îmbunătățirea acurateței și eficienței uh -huh. pe modele mai compacte, uh, și gândite mai degrabă pentru acțiuni decât pentru uh, chatbots. Dar, pe de altă parte, gândește că i au început să antreneze LLM-urile folosind uh, LLM-uri. Adică ei antrenează da. momentan ei le folosim de AI-uri și în momentul ăsta le pot face mai mici pentru că au nevoie de mai puține inputuri da. decât în mod normal. Doar, cu doar un miliard de parametri, destul de puțin pentru un astfel de large language model, îi spun că au obținut acuratețe îmbunătățită față de alte modele. Acum, nu ar vrea să intrăm în chestii foarte sofisticate pentru că nici noi nu le stăpânim pe toate, dar Cred că faptul că Apple începe să ofere chestia asta și să ajungă pe SDK-urile pentru dezvoltatori o să permite aplicații care să ofere nativ uh -huh. uh, procesare pe, pe ele. Din experiența noastră, spre exemplu, inclusiv uh, M3 max pe care sunt eu în momentul ăsta și pe care noi ne-am jucat și am testat chestii, multe chestii se le facă prin Rosetta Stone, nu le poate face nativ pe procesor și asta, asta face să pierzi din eficiență. Da. Din comenzi, din linii de cod pe care le-ai putea rula direct pe procesor și așa mai departe. Uh, mai există Fi3, pe care îl găsești și pe el pe prima pagina lui LM Studio, uh, care este lansat de Microsoft. Și Fi3, uh, chestie mi mișto aici, a învățat din uh, povești de, de seară create de alte LME-uri. Uh -huh. Deci practic Fi3 este antrenat cu informația uh, sumarizată pe care au fost antrenate celelalte lm uri sau înghită de pe internet. Uh -huh. De aia o să fie și asta foarte micuț uh -huh. și la fel foarte deștept. Poți să te joci cu el dacă vrei. Varianta Small și Medium sunt disponibile pe LM Studio. Le poți instala și să te joci cu ele ca să. vezi deci ce știe să facă. Iar Adobe vine cu o soluție extraordinar de folositoare, pe care deja ne-am -am, intuit-o pe telefoane. Sunt foarte mulți producători care fac deja șmenchiria asta, mai ales la Zoom. O fac deja cu succes la caractere, la cifre, la chestii de genul ăsta. Adobe are un sistem, are un proiect de upscaling care îți poate lua clipurile blurate să ți le transforme în clipuri 8K. Ceea ce înseamnă că toate pozele tale proaste ever pe care le-ai avut vreodată le poți face să arate aproape exact ca în realitate și nu exagerez când zic chestia asta. Apropo, pe site-ul celor de la The Verge, sunt niște chestii comparative care te lasă să vezi cum arată înainte și după. Spăzaie că uh, partea asta de upscaling este absolut necesară, pentru că noi am văzut, știi, 720, 720PU pe vremuri arată foarte bine, acum arată foarte prost. Da. Pentru că densitatea ecranelor a crescut atât de mult, mai ales pe telefonul mobil, unde e cea mai mare densitate posibilă. Încât, da, bine, și cerințele noastre au crescut, am început să vedem și noi pixeli mai bine. Uh, ne obișnim. Uh, Da, dar e, e strict legat de, de partea de rezoluție și de densitatea Corect. ecranului. More is mor. Apropo, tot săptămâna asta am văzut un proiect de cercetare care a luat fotografii mm. de 16 pe 16 pixel cu oameni. Deci aproape nu se dă seama cine e acolo. Și după upscaling a comparat cu pozele originale și era aproape unul la unul. Inteligența artificială este capabilă în momentul ăsta de pe camere de supraveghere, de pe camere foto sau de pe orice, să recunoască fețe de pe, din poze cu fețe de 16 pe 16 pixeli. Deci, faza aia din filme în care faci zoom out și se vede la un moment dat instant, a devenit realitate. Acel enhance din, din seriale, mai ales de, de, uh, cu detectiv și lucruri de genul ăsta, acum este posibil, așa că nu vă, nu vă speriați. Drake este dat în judecată de către cei care controlează vocea lui uh, Tupac. Pentru că Tupac și-a lăsat vocea unui unei. Exact. Trust pentru că Kendrick Lamar și a folosit un, un voice ca, să folosească vocea lui Tupac și a lui Snoop Dog. Asta este, melodia, ca să spun așa. Just rise Și vezi, au început scandalurile de care vorbeam acum câteva săptămâni legate de parte de muzică. Că aici o să fie bătălia mare pe drepturi și pe bani și pe cine primește revenue, cine folosește ce. Apropo de chestia asta, în timpul evenimentului, dar nu pot să folosesc vocea lui, lui Bogdan. Nu, nu, nu poți. Dar vă, vă poți poți să vă, pe pot să vă arăt pe lui Radu. Am demonstrat cum în 30 de secunde poți să clonez vocea orcui. Și să mă facă pe mine să spun ceva ce n-am spus niciodată. Cum ar fi? Păi nu știu, zici, gândește tu la ceva, că e, dacă mă gândesc acum să putea să o fi spus. Uh, da. Dar vezi, nu mă fă de rușine, vezi că asta e problema, că mă poți face de rușine acum. Păi da. A, așa. Sau un pui în cap. Da. Um... Între timp, eu vă, vă, spun pe scurt cum uh, inteligența artificială poate să -ți, uh, să spună care este afilierea ta politică doar prin, uh, printr-o fotografie cu tine. Practic, camerele de supraveghere foarte deștepte ar putea să spună cu ce partiții. Nu cred. Ba da. Asta înseamnă că practic poți să-ți dai seama că de prost ești. Exact, dintr-o poză. Exact. Se, se vede pe fața ta? Yes. Se citește pe fața ta. Un studiu care a fost făcut la uh, Universitatea Stanford um, uh, pe 591 de participanți care au răspuns la întrebări politice după ce AI-ul cu care a fost scana... Eu chiar scana, cred că unii oameni sunt idioți. Asta am spus-o. Dar n-am spus-o de față cu tine, deci n-aveai nevoie să știi. <laughs> Studiul respectiv a fost făcut de 591 de participanți care au răspuns la întrebări, unde au confirmat faptul că EI-ul au știut, în funcție de religie, de rasă, de sex și de trăsăturile feței, care ar fi direcția, stânga sau dreapta, al partidului cu care ar putea să, să țină. Deci, pe, conform acestei teorie, dacă ai o față mică, ești probabil progresist. În contrast, dacă ai o față mare, s-ar putea să fii un uh, 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 pasionat al lui uh, Trump. Uh, capul și forma feței a, se pare că ar, ar, dicta chestia asta. Funny. George, mai devreme, își dă seama că de prost ești. Și din categoria chestii pe care Radu nu le-ar spune niciodată? Stradă, iar una dintre ele excladă. Două blonde mergeau pe stradă, iar una dintre ele exclamă Uită-te la câinele ăla cu un ochi. Cealaltă blondă își acoperă un ochi și zice unde? Adevăr că n-am zis gluma asta. Exact, a luat-o de, luat de pe net. A luat-o de pe net. Aia este vocea mea după ce am vorbit la, la telefonul lui George sau la laptopul lui George timp de 30 secunde. Aia poate să facă după Tehnologia 30 secunde. În momentul ăsta. Atenție mare, totuși, cui trimis mesaje vocale pe WhatsApp, cum îți recomanda la începutul Mare chipului. atenție. Deci nici mesajele vocale nu mai poți să ai încredere. Acum, no. pentru că vocea poți să o copiezi și fără să fii persoana de față. Noi avem zeci, sute, mii de ore pe internet în care vorbim, așa că... Dacă primiți mesaje vocale de la noi în care vă cerem bani sau vă propunem business nu suntem noi! Exact. NASA restabilește comunicarea cu Voyager 1. Cu care nu a... mai comunicase de luni de zile. Dacă vru... zi, să da, șase luni, parcă. Da. Și Voyager 1 este la distanță de 15 miliarde de mile distanță de Pământ. Asta e prima navă pe care o trimis-o ei. Și care a ajuns și, în Deep Space, a ieșit da, din sistemul, a ieșit nostru solar. sistemul nostru solar, dar au reușit să, să i dea un ping, practic, uh -huh. acum, a, atât au făcut. Da, problema care este că chipul responsabil pentru a uh, stoca o parte din memorie uh, a început deja să dea erori. Da, pentru că din cauza radiației spațiale și din cauza timpului petrecut în funcționare, un chip creat acum vreo 25 de ani, e posibil să se cam camducă tranzistorii. A, apropo, mai avem o știre foarte scurtă despre cum se, se chiune tot mai multe instituții spațiale să facă curățenie în spațiu. Avem și noi la un proiect de genul ăsta, nu? Exact. A. Și uh, avem o știre de săptămâna asta de la NASA care are un plan să, cure să curețe tot gunoiul ăsta spațial care este enorm de mult. E bine, nu să vine să credeți, dar parte din efortul ăsta se întâmplă și în România. Am avut pe scenă un cercetător care coordonează o echipă care pregătește un satelit care va prinde. Uh, efectiv sateliții mor sau bucățile astea de rachete rămase pe orbită care se învârt ca niște proiectile care merg cu 27.000 de km la oră și care pot distruge orice, ca în gravity. Și care sunt undeva peste 60 de ani, parcă, în momentul de față, în spațiu. Enorm de multe. Deja ne, ne spunea pe scenă, spre exemplu, uh, Cosmin Stanciu, că uh, mai nou lansările se fac în ferestre, în goluri din astea. În... Uh... Ca să nu se lovească de alte... Doamne! Deci Ce nu, mai poți să lansezi acum când vrei. Lansezi când nu e gunoi. Pe orbită. Vezi, da. de aia avem nevoie, de ai să ne calculeze traiectoria printre gunoaie. Exact, printre <laughs> ce, altele. Ce tri sună! Uh, uh. Și dacă ai vrea să înțelegi de ce oamenii nu sunt cea mai tare chise de pe planetă, uite-te că există niște animale care acum aproape jumătate de miliarde de ani existau pe planeta asta și care își făceau propria lumină. Practic dacă tu îți animale pui fotovolta aici să aprinzi becurile noaptea... Animale OLED? Un fel de animale OLED. <laughs> ok. Există niște corali uh, soft corals, corali moi, ca să zic așa, care aveau bioluminiscență la începuturile oceanelor noastre. Sânge radioactiv de coral. Filmele de la Marvel au, au, au un sâmbure de adevăr. Au un, un sâmbure de adevăr. Exact. Există foarte multe vietăți care, uite, spre exemplu, cum arată un bambu coral bioluminiscent. Există foarte multe vietăți care sunt luminiscente, nu doar, să zicem, ăștia, cum le spunem, insectele astea. Care da. licurici. Licurici. sunt mai multe vietăți de genul ăsta care pot să facă lucrul ăsta. Eu sunt în continuare invidios pe pisici, că văd noapte. Așa și eu să văd. Cum ar fi? Cred că te depășesc la cringe master. cum ar fi ca atunci când tragi bășini? Să te iluminezi în verde sau în roșu. Dar cu o cameră de viziune poți să vezi asta. Tu să te iluminezi câteva minute, știi? să generezi suficientă energie. Mi-a plăcut. <laughs> ID Code este cea mai nouă variațiune din uh, seria ID de la Volkswagen, uh -huh. care, din punct de vedere pur și simplu subiectiv, arată cel mai bine față de generațiile anterioare, pentru că s-ar putea să le placă altora prima variantă. Uh, Volkswagen are un avans destul de serios pe partea asta de mașini electrice, continuă. It's e un concept, nu cred că vor livra cu oglinzi. Ia de uh, au debutat la, cu la Show auto din, din, China. Mi se pare că au devenit suficient de... de ieftine, că nu, nu e o problemă de fiabilitate. Da că le au deja de pe Audi tron de ani de zile. Da, da. Segmentul acesta însă de suv compacte electrice mi se pare o prostie în continuare. Vă încurajez toată lumea să ea, așa mașini cât mai puțin în alte când îți iei mașină electrică dacă vrei. E, e greu să-i convingi pe toată lumea să facă treaba asta în condițiile în care majoritatea au mașini în alte și nu, când nu mai vezi la ăla mai să de la din față. Nu ai nevoie să vezi atât de mult în față. Mașinile astea știu să frâneze singure când coloana încetinește. True, printre altele. True. Dacă niște turbină de toate farurile, eu știu că conduc o mașină joasă și mică. Da, nu știu, să ai cheltuieli mai mari și complicații, anyway, Trum. ID Code este Trum. încă un exemplu de crossover, de, ma de mașină Mamă, compactă, de înălțată, pentru. design foarte bun, apreciez chestia asta, v-am spus că încep să vină niște mașini interesante de pe industria asta, și Tesla a avut niște anunțuri săptămâna asta, spre exemplu, au arătat noul Model 3 Performance. Asta e spațială. Arată foarte mișto. La, capitolul spațial. design pe, pe, concepte, Volkswagen stă foarte bine. Da. Hai să trecem repede la Model 3 Performance, anunțat oficial, inclusiv în România, are preț. Dacă intri pe site o să vezi că poți să-l comanzi de la 50.000. există și un Model Y deja Este long mai range, în, cu un singur motor. E mai ieftin decât long range-ul, Model 3-ul? Nu. Începe de la 40.000 da. pe state. Da. da. Mergem în ro Nu, cu taxe. E și prețurile pe care le vezi nu sunt întotdeauna, că sunt cu tot cu reduceri. La noi le poți să le vezi full, cu tot cu TV inclus. Da, de am dat pe rău. Model 3 Performance. Cum am acum. Vine peste 7 săptămâni. 40, 55, 56. 55. 56 de mii, varianta Performance. Am văzut deja niște teste cu ea. Uh, are bara puțin modificată, niște alte jante, niște... S Au pus uh, buza aici, alipul de jos și în față și în spate și pe praguri. Vezi? Accelerație uh, la 3 secunde sau chiar puțin sub 3 secunde, 2,9 poți să o duci, 2, între, între 2,9 și 3,1. Mm. Mi se pare, cum să zic, sunt puține supercaruri care fac chestia asta. Da, dar deja la niște extreme, din astea 4,4 secunde este suficient. Chiar mm. și 6,1 secunde sunt suficiente. Let's get real. Corect. Însă vestea bună este că pe modul Y, spre exemplu, poți să-ți iei un rear-wheel drive cu baterie mare și să faci uh, 450 de km real la drum lung. Da. Însă, mai rămâne până vedem refresh. Tesla, însă, uh, trimite semnale destul de ciudate în legătură cu modelul lor de volum ieftin, uh, pe care, ba, spun că-l fac, ba, nu spun că-l fac, încă nu știm clar ce se va întâmpla Acel cu mașina. Model aia. 2, teoretic. Acel model 2. Pe care așteptăm De, de 10 ani care trebuie să coste undeva între 25 și 30 de mii. BMW i4, varianta electrică, este actualizat. O să aibă alte grilă tip prinic. Așa ce, nu ne-au plăcut în alte? A, nu, mie nu mi-a plăcut. <coughs> Dar îmi place, <coughs> îmi place designul de la i4, mai ales din spate și din lateral. E o mașină foarte frumoasă, se bazează pe Gran Coupe în continuare. Deci o să avem un facelift pentru 2025 pentru ambele versiuni pentru că mașina asta poți cumpăra pe benzină ca, v-am spus, ca un, ca un Grand cup. sau un în variante i4 ca mașina electrică. Cel mai căutat îți dai seama că este varianta M4 410i care îți mai dă încă 4 cai în plus pentru că are un sistem hibrid de 48V ca să ai la... pentru ce să duci la service. No. Să fie bine la toată lumea. Mm, da. Oricum, superbă, în continuare foarte frumoasă și am văzut că și-a mai luat ceva oameni și chestia asta. Și o veste proastă de la Steam pentru partea de gaming. Uh, Valve, spre exemplu, oferea uh, refunduri pentru jocurile pe care le-ai de pe Steam. Câte vreme luai, uh, cerai refundul în 14 zile de la cumpărare aici și am nu te juca mai mult de două ore. Da, aici am programele Early Access și ăsta Easy Access uh, în care era, jocul era cumva în pre-sale. Acum și nu se mai poți face chestia asta. Pentru dacă că dacă l-ai cumpărat la început, chiar atunci când a apărut, atunci o să rămână banii la producător și, bineînțeles, la, la Steam. Ceea ce nu e neapărat o chestie foarte rea, pentru că, într-adevăr, se face niște speculă pe chestia asta și hmm. unii au reușit să ridice limita de două ore, pentru că, la un moment dat, jocul era amânat de la lansare câteva luni de zile și oamenii se jucă efectiv luni întregi. Ok. La recomandările de filme de săptămâna asta, dacă nu l-ați văzut, dar e ocazie oricând foarte faină să-l vedeți, acest Interstellar. Încercați să-l vedeți pe un sistem 5.1, pe un ecran cât mai mare, dacă da. puteți, dacă nu, nu știu dacă mai difuzează vreun cinematograf. Dar da. Un televizor cu 5.1 ar fi ideal și uitați-vă pe timp de zi, că atunci poți să-l dai tare și să simți într-adevăr. Bucurați-vă de filmul ăsta film. cu sonorul de tare și pe un ecran cât mai mare, la rezoluție 4K. Este oricând o plăcere să-l revezi. Iar la cripto, săptămâna aceasta, a, 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 între timp, pe ediția trecută am dat-o exact aproape cu Halvingu. Lucrurile da. stau interesant. Acum, ce vrei să zic? Sunt... a um... așa mai revenit. Din ce aud eu, acum că a trecut halving-ul și bitcoin s-a așezat acolo la 64.000 de momentul registrării noastre, ar ca să vină momentul altcoin și la cum arată Crypto Bubbles pe ultima săptămână, începe să miște. Pepe is on the... Ah, doar pe Pepe. Bine, ăsta <laughs> e altă variantă. E Pepe full, ăla e doar pe Pepe. Pepe. Da. Uh, Floki, Ashbar, uh, Teta, TRX, uh, Bonk, Bonk, care este iarăși o clonă de uh, Shiba. Uh -huh. Sunt multe meme coin care vor răsări, dar bineînțeles altcoin-urile. Vă un meme foarte bun cu, cu Bitcoin vs. altcoin Știi? E un, e un clip în care doi moșuleți urcă pe, pe o scară, un moșuleț se împiedică și cade o treaptă care este BTC-ul și altcoin-ul este cel al mușulesc care se împiedică și cade până jos, știi? Așa se întâmplă de fiecare dată, când Bitcoin strănută, toți ceilalți răcesc exact. și va pneumonie unii mor. Exact. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și la acest Curiosity 220. Ne-am pus la curent cu noutățile din internet și tehnologie, ne-am energizat. Mulțumesc lui Radu, mulțumesc lui Vladilovan pentru munca lui și îi urăm concediu plăcut lui Daniel Ivan. Trebuie să le mulțumim însă tuturor membrilor noștri. Apropo, muzica originală pentru Curiosity, inclusiv pentru Curiosity Summit, a fost făcută de Matei Tibacu Blenda, pe care, pentru care aveți coordonate în descriere muzică făcută de oameni pe pământ. Cum ar zice Tesla, știi? Nice. Încă o dată vă mulțumim că ați fost alături de noi și pe, și pe această ediție. Dacă vreți să o ascultați, o puteți asculta pe orice fel de podcast sau pe buhnici.ro unde punem playerul direct. O puteți descărca, să ascultați sau oriunde ați fi momentul ăsta. Dacă sunteți pe YouTube și nu v-ați abonat încă, ați putea să o faceți, să activați și notificările, nu postăm prea mult și dacă alegeți să deveniți membrii, veți avea în continuare surprize în perioada care vine. Știu că mulți oameni și-au făcut membership pentru perioada Curiosity Summit și apreciem lucrul ăsta. Ne-am bucurat să vă păstrăm și vă promitem că o să merite pentru că membrii noștri sunt principala noastră sursă de venit și răspunderea noastră este în primul rând în fața lor, nu în fața sponsorilor, de aceea ce vedeți arată așa cum arată. Cam atât. Mulțumim Thank you. tuturor! Mulțumim. Să aveți un weekend binecuvântat! Să aveți spor la Robinetica și la Cafeluță și pe data viitoare să vă fie! Numai bine!